stimat, bine ați venit la acest WordPress Meetup. Mă bucur să vă văd în persoană după 2 ani de zile de pandemie. Eu sunt Teo, sunt developer pe WordPress de aproximativ 9 ani de zile. Sunt freelancer și sunt organizator WordPress Meetup. Mi-aș dori să vă ascult și pe voi, să ne reintroducem, să ne cunoaștem mai bine. Olivia, dacă... Întorc camera așa și mă uit la mine. Dacă sunt o mașină. Bun. Eu sunt Olivia Breda, fac WordPress de ceva timp. Am lucrat și 2 ani într-o agenție WordPress, care făcea printre altele WordPress, dar era cumva brain focus ce făceam acolo. Cu toate acestea, nu sunt foarte avansat în WordPress. Știu niște chestii de bază. În principiu, ce fac eu e că iau un template și îl pun și am idei așa să mai intru puțin în PHP și ceva cod, dar cumva știu HTML, CSS, ceva PHP și destul de puțin JavaScript. Cam astea sunt abilitățile mele. Gestionez însă destul de multe site-uri, în sensul că nu fac site-ul de la zero, dar am un site pe care lucrez și trebuie update, zice să schimb ceva, update de plugin-uri, temă, WordPress, nu știu ce, și să mă asigur că totul merge. Și de obicei apare o problemă și care problema trebuie rezolvată și e foarte prioritar, cu toate că anterior observări ele, ei poate a trăit site-ul foarte bine. Am făcut și eu niște WordPress meetup-uri la București, am locuit la București vreo 17 ani și acum am venit la Năvodar după ce am mai trecut și prima dată. Cam asta e despre mine. Mersi. De cât timp te-ai mutat din București? De când a venit pandemia. Am stat vreo 3 luni și la început se zicea, băi, poate să dureze chiar o lună. Poate să dureze chiar 3 luni. După 3 luni m-am mutat și... Da. Mai știu noi cu războiul. Voi s-ar putea să dureze până în mai. Ok, am înțeles. Nu știu care e mai. Mai durează. Eu am intrat pe site-ul tău, pe blogul tău și am văzut mai multe filmări tot așa de la WordPress Meetup-uri. Ia să intru ca să vadă toată lumea. Să intru pe... Avem dovezi. Până în eu am updatat WordPress-ul lui. Nu, l-am updatat. Nu l-am updatat frecvent, ca la 2-3 luni, dar când apare ceva major, cum ar fi trecerea de la 5.9 la 6.0, atunci las 2 săptămâni și fac update. Nu faci update-ul imediat. Nu, mă aștept să am. Despre gravide. Dar e un banc ăsta, dar intrați pe Olivia Puro și tu despre gravide. Asta e un banc? Da, e un banc. Dacă vrei, poți să-l dai, să-l și vadă că e chiar mi se pare amuzat. Mi l-a trimis un amic și am pus și link, dar uite, un tip are blog print. Și... Mai are? Asta e tot, nu? Da, asta e tot bancul. E 3 lemne. Da, și unde-i poanta? Poate mai jos, da. Nu, asta e poanta. Ok. Blogul meu e de necitit. Eu îl scriu ca să-mi scriu gândurile. Dacă vreți neapărat să citiți, vă duceți sus, home, și am acolo articole recomandate și am acolo listă cu alea, pe alea le recomand. Așa ce vii pe homepage, citiți despre bancuri cu gravide și tot felul de alte lucruri. Am văzut filmele tot aici pe site-le orice? Depinde. Filmările de genul intenționez, da. Dacă vrei să vă dau vouă filmare, adică nu am o... Uneori le dau organizatorul și nu știu ce, dar în principiu, dacă vrei să vezi filmări, dai end de la tastatură. Și am aici foto, auto și video. Acolo și acolo e categoria numai cu foto, auto și video. De exemplu, ăsta e un eveniment la care n-am participat, dar mi-a trimis omul foto și video ce mi-a fi trimis și i-am postat evenimentul. Cred că numai foto aici, dar îmi trimite și foto și video și tot felul. A, ajunsesem și aici, da. Deci astea 3 newsare mele. Ăsta l-am filmat la Constanța. Ai dat mâna cu preamăritul? Nu mă abțin de la comentarii. Ok. Am plecat la București pentru GPEC aici, dar... Cum e GPEC-ul? Îmi place, mi-a plăcut din toate edițiile până acum, asta mi-a plăcut, îți dai seama, la video, o să... Ce să cât au fost Băi, a fost la Teatru Național și cam 60-70% din Teatru Național s-au umplut, deci, nu știu să zic, câteva sute de oameni aproape bateau spre 1000, cam în genul ăsta. Super, deci a crescut destul de mult, ultima, a fost acum 6-7 ani și erau 200, maxim, și
Au fost două prezentări despre UX care mi-au plăcut foarte mult. Și mi-a plăcut, în general, evenimentul. Super. Da, pentru toți ai făcut. Dar n-am făcut poza, am făcut, aici am făcut un, nu știu, un idei principale. Da. Ah, dar știi că filmulețele le avem de la JPEG. Da, i-am întrebat, apare pe video, dai seama, nici nu poți să vârfești ca mea. I-am întrebat la interior, n-aș veni la JPEG, vreau să vă uit online. Păi nu o să fie online, într-adevăr n-a fost online, au trimis clipurile după aia. Cu tot altceva, adică, și eu n-am nicio treabă, adică eu nu m-aș fi dus la București dacă știam că, da. Nu, chiar a fost mișto și networking acolo, chiar. Da, uite, chiar am avut doi clienți care au fost la GPEC și spuneau, da, și eu nu știu, dar și rata, nu știu de ce nu am fost. Are Invensys un eveniment despre, cu developer, dacă nu mă înșel, nu mai știu cum se cheamă, în ce scuze, dar n-au multe evenimente cu developer, de după ce-i toamna, ăla mi-a plăcut foarte mult. Nu mai știu. Mai sigur nu caut evenimente de developer, Mosaic, pentru că, din contrar, la chestii gen, pe că am mai multe chestii de învățat, adică la developer s-ar putea, mai ales dacă mă duc ceva de agent sau de PHP, s-ar putea să știu, știi? Și atunci, dar așa, la astea nu știu nimic, știi? Dacă mă duc la astea, cum e CRO sau toată partea de marketing, nu. Nu să vedem. Aici a început pandemia și când am avut niște timp cu pandemia, păi nene, de ce stai la pansat? E postat în 2020, dar evenimentul a avut loc în 2018. Am strâns acolo câteva zeci de evenimente și am postat, cred că am avut 150 de follow-up-uri în aprilie. A început pandemia, lucram de acasă, n-aveam nimica de făcut. Okay. Ce să mai, păcat, câteva, am avut vreo 150 de follow-up-uri în zona asta, în perioada aia. Nu am avut timp în 2018 să mă țin de el și l-am postat, mă rog. Ești din Avântari de loc? Sunt nu, nici nu știu. Sunt născut în București, dar n-am, până la facultate n-am locuit în București. Da, acum sunt în Avântari, dar am petrecut, nu știu, copilăria, liceu, nu știu ce, în Avântari. Și acum revin în 2020. Da. Mulțumim că ai venit să ne ajuți cu filmarea, cu pozele. De la Avântari. De la Avântari. Dacă vrei tu să întorci camera spre ei ca să nu... Așa. Andreea. Eu, bună, eu sunt Andreea. Sunt doar în calitate de susținător al vostru. În special al lui Tân. Nu lucrez în domeniu. Nu se știe niciodată dacă... Ce facultate ai făcut? Electronică și telecomunicații. Pe bune? Da. Momentan sunt cadru didactic în universitate. Am ales, așa să spunem, o zonă mai... la UMC. Vedea dacă vreodată în viața asta voi schimba cumva direcția sau nu. Păi aici este electronică și telecomunicații combinat cu development. Adică unde suntem noi acum. Așa, da. O știi cumva pe Vasilica Onofrei? Numele e foarte cunoscut. Face PR la UTM. Se ocupă de relații publice. Și mi-a dat publicul un comunicat și n-am vrut. Numele sigur l-am mai auzit, okay. Dar momentan nu. Okay. Eu sunt Cristian Pule, dar tu și Olivian nu mă cunoșteați. Restul participanților mă cunoșteau și organizatorilor. Era un fel cu gen să nu mai știu numele, era I knew everybody and everybody knew me. Și acum eu vin de la birou, dar acasă plec către și la Valea Dacilor, că m-am mutat de la Constanța, m-am mutat la țară. Ce distanță e până acolo? 40 de kilometri, exact din punctul ăsta până în fața porții. Și îl faci zilnic drumul în timpul săptămânii? Aproape zilnic.
teoretic în fiecare zi, practic sunt zile în care nu vin că n-am nevoie să vin. Ai făcut și un calcul la benzină? Da, la firma mea nu contează benzină. Un singur decontator, buzunarul, cardul. Dacă trebuie să tai ceva sensibil, nu mai rămâne nimic din video. Okay. Eu așa, ca idee, nu sunt prea sensibil, dar sunt ca și nivel de la WordPress, sunt cam, cum zicea Olivian. Știu ceva HTML, CSS, mă descurc, pot să intru până în spate pe acolo să fac, să luăm la pilă ce nu ne place, să zic așa. Și am făcut ceva cursuri de PHP, dar super introductive și cred că ar trebui să fac puțin mai mult. Și scopul meu este să învăț să fac WordPress mai de la bază, adică să nu mai folosesc neapărat teme și răsteme și framework-uri și super framework-uri. Pentru că îngreunează foarte mult site-urile și viteza de încărcare crește, scade foarte mult viteza de încărcare. Și ăsta e scopul pentru care vreau să mă împrietenesc cu cât mai mulți dezvoltatori de WordPress, ca să schimbăm impresii și... ACF-ul singur l-ai folosit. Poftim? ACF-ul. Advanced Custom Fields. De gust l-am folosit. Știu că există, m-am jucat cu el, dar ACF face mai mult decât am făcut eu cu el și ar trebui să învăț cum se face. Eu fac toate temele în custom, folosind ACF-ul și am rezultate de 99% pe mobil, 100% pe desktop. Wow! Da. Super! Radu! Și el folosește tot așa ACF. Da, bine, de bază. Da, da, da. Bine, acum l-au cumpărat ăștia WP Engine, văd că au cumpărat ACF-ul și nu și-au cumpărat o grămadă, că să cumpere și WordPress-ul până la urmă. Și e puțin, adică e ciudat, știi, când trece din, de la o companie mică, trece sub aripa unei companii mai mari, corporate, să sperăm că o să fie ok, știi? Bine, nu l-au cumpărat să-l distrugă, îți dai seama, dar e puțin interesant. Deci ascultam podcast-ul cu Elliot Kangan, care a dezvoltat ACF-ul și addon-urile. Și vorbea de faptul că o să-l predea. Nu mai ținea minte dacă WP Engine sau o altă companie. Da, mai. E posibil să fi fost vorba de altă companie în podcast și între timp să se fi schimbat lucrurile? Oricum știu că inițial a luat Genesis framework-ul, a fost preluat de către WP Engine. Nu știu dacă ai prins proiecte cu Genesis. Știu despre, dar n-am lucrat. Aia e tot așa un fel de temă. Tot un fel de temă. Da, asta ce mi-a zis acum, Paul, nu știam. Luna foarte... asta, luna asta l-a cumpărat. Luna asta? L-a cumpărat? În iunie. Da, da, da. Bine, a cumpărat toată firma care se numește Delicious Brains. Ah, da! I-a deci, cumpărat cu totul. Delicious Brains prelua ACF-ul de la Elliot Kangan. Ah, ok. Între timp... la mâna a doua, ok, nu știam. Și între timp au luat Delicious Brains. Wow, da. Bine, mai a ceva în modură, dar pentru ACF au cumpărat, care sunt mai nou, nu așa. Oricum, au și un framework WP Engine, da. Genesis-ul, asta e. Genesis e... Ei îl numesc framework, dar din punctul meu de vedere e doar o temă. Și știu că l-au luat acum tot așa vreo 3 ani, 4 ani de zile. Și da, îl dădeau la pachet. Dacă tu ai hosting de la ei, îți dădeau și Genesis-ul inclus. Că altfel cumpărai pachetul de Genesis separat. E altceva, Atlas, de la vreme să spun. Au ceva headless. Adică să faci frontend-ul de WordPress în React. Mm-hmm. Și au un proiect open source, parcă Atlas se numește, care în principiu sunt câteva module peste WordPress și tema de bază în React. Și da, e cu totul altă abordare, cred, pentru site-uri mai mari așa mai. Da. N-am... Dar eu daily lucrez în Divi destul de mult și customizez destul de mult și la nivel de cod și frontend.
mai lucrez cu Elementor, dar mă rog, mai mult forțat de un client care a plecat de la mine și s-a întors cu un site Crăci cu spume, făcut cu Elementor. Nu, nu, problema nu este Elementor, problema este cum s-a întors, că între timp a pierdut și SEO, a pierdut tot. Acum am reușit să, cu o mică armată de oameni și cu vreo 4-5 firme care lucrăm pentru el acum, am reușit să-l scoatem cât de cât la un cap și să... Dar trebuie refăcut, adică... Da. Și nu, asta vreau să zic, că Elementor nu mi se pare o problemă în situația asta. Dar nici la Elementor n-am, nu sunt foarte avansat, dar știu să mă descurc. Cu Divi am lucrat destul de mult ușor. La fel și acolo. Am niște mici, am niște probleme de viteză. Deci la Divi, nu știu, poate nu mă pricep eu, n-am descoperit eu toată America la Divi. Nu am reușit să obțin 100 pe desktop și 99 pe mobil. Da, n-am văzut nici eu site-uri. Dar demo-urile lor, ai încercat pe demo-urile lor să faci un page speed test? Să vezi ce rezultate au ei? Parcă să zic că am făcut. Exact pe eleganttemps.com/layout. Acolo. 3D, acela. Și dă, pune slash layouts. Cred că, da, ăsta e site-ul. Dacă teoretic nu o să te duci în slash layouts. Decât tema de bază. Păi, nu e o temă de bază la Divi. Nu. Un, Divi s-a lansat ca și un editor. Și până m-a zis, ok, stai puțin că facem o temă. Și până m-a făcut tema pe lângă editor și până sunt foarte... Odată sunt ei care dezvoltă tot timpul layout-uri și mai e o super comunitate care dezvoltă și vinde layout-uri. Mm-hmm. Foarte tare, te dețin minte, că nu am făcut niciodată. Chestii foarte creative. Eu nu iau o temă, un template de la Divi și fill in the blanks. Iau ceva care, de la care să pornesc, pentru homepage, de exemplu, și folosesc elemente din celelalte layout-uri. Sau le fac eu, pur și simplu, dacă nu convine. Mai deschide un page page, testează și blogul meu, ca să vezi că pe al meu eu am 99 și 100, am și eu note de astea. Băi, cum agenți sau vă chinui să nu-și de la 30 la 35, da? Și e așa super... Da, și cred că e tot, nu știu, tema, deci, cred că e Genesis, dar nu mai țin minte ce am fost, cred că Genesis. Luma, Genesis, ia să vedem dacă... Da, e controlul, zice... Deci WordPress, care aici pe... Da-i controlul, că zice WordPress, da, da, da. Ăsta, sursa WordPress? Pe o temă de bază de WordPress, pe aia, 21 sau nu mai știu. Da, depinde ce ai făcut, da. 2013, 2012. Desktop-ul 99, nu? Ia să vedem ce zic ăștia. Deci dacă demo-ul lor are 61% pe mobil, ce pretenții putem să mai avem ca o variantă customizată a noastră să... Da, am făcut teste și cred că cam așa am obținut și eu. Bine, acum, sincer, nu știu, eu în general am convins clienții că nu are relevanța asta. Deci pe e-mail cu care? Păi ce are e-mail pe home, ce meniu are e-mail acum... Ce slider-le alea de pe homepage. Da. Uite, un slide de știri oarecare, digi24.ro. E grav. Dar e-mail-ul nu mai are nevoie de... Zic, e-mail-ul nu mai are nevoie de așa ceva. Și oricum ei se concentrează cu carduri de produse, cu toate nebuniile. Cred că au un departament numai de SEO, ca să zic așa. Dar... Nu m-aș mira să aibă și fie magul 99 cea. Dar știi că mai e și web dev, zice mai multe chestii, asta zice doar de viteză, la zice și alte chestii. 37. Ca
Cam așa am și asta că. Și tu le zici prin ziua și toate la iubări, da? Băi, sincer, nu știu acum și sunt serios așa ca idee, voi ați cunoscut oameni care prin SEO tehnic, mai rog, deci doar tehnic, dar adică, nu știu, optimizări de viteză... Doar on-site. Da, doar on-site, să fie obținut rezultate foarte mari, pentru că, nu știu, eu am văzut oameni care au băgat bani și cam top acolo sunt. De asta, nu știu... Fără backlink-uri nu se poate. Da, că toți care au avut rezultate au fost combinate bine. Trebuie să încarcezi site-ul oarecum, dar nu știu, mi se pare că un om care vânează, plătește 300 de ore să-și crească scorul ăsta până la 100, deci, tot acolo rămâne. La Facebook, Google zice cam așa, că dacă ești pe 2 cu 3 și are Google dubii, îl pune pe mobil doar pentru rezultate de mobil, îl pune mai sus pe ăla care e un pic mai rapid, asta e ideea. Dar în niciun caz nu te urcă de pe 10 pe 1, de pe pagina 2 pe pagina 1 sau faza asta. Deci doar... Edge-ul acolo, de la 2, de la 5 la 4, faza de asta. Da, dar e de asta, cred că, nu știu, e bine să te uiți puțin, dar cred că petrești câteva ore după aia. Am un băiat cu care lucrez pe SEO, lucrăm la același client și am reușit să-l ducem pe client pe primul loc în Google pentru 6 keyword-uri sau, mă rog, pe acolo, dar erau mici praguri, gen ca să treacă de pe poziția 5 mai sus, trebuia să mărim scorul și îl măream de la undeva la 80 la 95 pe mobil, că altfel nu mergea. Competiția ori era puțin mai bine ca și viteză, ori avea alte plusuri și noi trebuia să depășim plusurile lor cu alte plusuri ale noastre, ca să ne vadă Google-ul mai bine. Dar ne luptăm și acum, și a schimbat algoritmul, de exemplu, avem un site 95% pe mobil, 100% pe desktop, am lucrat pe paginile secundare, pe toate paginile care aveau slidere, am scos slidere, am modificat să fie cât mai sec, cât mai rapid. Și în continuare avem probleme, nu se stabilizează. E adevărat, sunt și niște industrii mai dubioase, dar n-ai cum să știi tot asta. Ei și reproșez că nu avem o relație super apropiată cu Google, nu avem eventuri acolo, goluri și alte chestii de genul care se fac. Structured data, breadcrumbs, etc. etc. Vreau să zic despre teste de genul ăsta, că zic lucruri de genul ăsta pe care unele dintre ele e foarte greu să le pui pe un site care are vechime, să te apuci să, nu știu, redus, anus, CSS, CSS. Păi stai și rezolv asta pentru 5 kg, doamne, și el nu îți dă niște priorități foarte clare, pune el punctele alea, dar nu mi se pare. Voi, de exemplu, este dom size, ce faci, deschid tot site, nu știu, adică... Da, multe din ele nu sunt acționabile și chestia e că de când am inventat Core Web Vitals, deci până scrie Core Web Vitals, puteam să păcălesc ușor toate metricile astea. Adică, mă rog, că era destul de simplu, dar acum cu Core Web Vitals nu prea mai ai ce să mai faci, pentru că se uită fix la exact la în cât timp s-a randat site-ul, în cât timp a apărut, nu știu ce. Știu că am avut cazuri unele care exact am rezolvat problemele cu roșu. Și Core Web Vitals a rămas la fel, pentru că nu influențează chiar așa de mult. Și a zis, ok, asta explic clienților, băi, eu lucrez pe astea, să știi, noi asta rezolvăm, vei vedea, dispare săgeata aia roșie de acolo. Nu neapărat că vei urca în Google, nu neapărat că, știi? Și da, merge. Cred că de aici e problema. Mulți clienți au așteptare exact chiar să-l vadă în vânzări, în așa, și nu știu, ce obțin ca developer, ca freelancer, le-a zis, băi, eu sunt mai mult ca întâmplare, nu știu, să-ți fac acolo ce am de făcut, dar nu e neapărat. Îți trebuie și răbdare, că câteodată trebuie să iei la puricat imaginile. Da. Și iei imagine cu imagine. Dacă are 100 de imagini pe acea bucată și pe pagina respectivă și... Mă rog, pe alea de dedesubt se face lazy loading la ele, dar orice chichită de asta, intri pe Google, te documentezi și o rezolvi. Efectiv, poți să le închizi pe toate. Imagine sunt cea mai mică problemă. Da, faci cu CDN-uri, dar imagine, că și cu Cloudflare, dacă vrei să sunt multe. Știți de Pingdom, știți de Pingdom? Da, eu folosesc Pingdom, da, bine. Nu trebuie la viteză. Da, și nu știu, nu se pare asta, dacă pui Pingdom pe Germania, mi se pare mai ok. Ia zi-mi, deci tu ai rămas acum cu, uite, ăsta e rezolvabil. Ăsta n-ar trebui să fie. În schimb,
Și asta e rezolvabil. Să știi că eu, da, mă rog, eu pun lucrurile astea o singură dată, nu, le pun și pentru social media și le pun la dimensiunea de social media și într-adevăr mai mare, dar poza are, nu știu, 80 de kilo în fază din asta, adică aș obține și 20 de kilo la poză, toate sunt colegii lor din care o singură poză, dar mă rog, înțeleg ce zici. Dar e bine, arată super bine a tău, avem și scorul, ce să mai, cum ai ajuns aici? Păi am pus, am pornit de la, dacă pui o temă care dacă are 67 cu ea pornești, eu ce să fac, că nu să pot respira temă. Am uitat cum zicea, Generate Press? Da. Generate Press și am un articol, Olivian Pognosleș Viteză, sunt vreo trei teme, Ocean VP, Generate Press și mai e una, nu mai știu să zic, care, dar le scrie în articol. Olivian Pognosleș Viteză. Ai scris asta? Voiam să-mi dau și analize la... Și dacă pornești la o temă care are din prima scoruri ok, poți să obții teme, rezultate bune. Dacă nu, trebuie să optimizezi. Eu nu știu să optimizez tema. Dă puțin mai jos, că le zicem, scrie unde faci de teme. O secundă, nu. Generate Press, e prima. Ok, mă rog, ordinea, toate alea trei sunt ok. Din ce știi? Dar m-am uitat pe mai multe site-uri. Și ei ziceau că în principiu astea trei. Mai lucrez pe un site care are Ocean, de exemplu. Și asta. Ok, da, într-adevăr, îți pornești cu o temă bună, da, cam asta e. Și mai grijă să nu o streci, în principiu. Deci poza, lasă puțin dacă vrei să te arăt. Da, dacă tema are editor. Poza asta e mai îngust, mai, e așa mai îngust decât e în realitate, că e pusă și pe social media automat și nu mai stau ușor din așa. Eu folosesc Optimorul și îmi face resize la imagini, resize la fix pe dimensiune, dacă e de mobil, mi-o face pe dimensiunea de mobil, dacă e pe desktop, mi-o face pe desktop. Compresie. Am un plugin care se cheamă Imagify, îmi face WebP și îmi face WebP și pe rezoluții de poze. Dacă vrei să nu se mai vadă chestia aia, deci aici e în UV, dar... Deci avea render size-ul de așa și tu ai 1200. Aia e pentru mobil. Hai să-l vedem. Da, un de picture care are... Așa, dăm control shift R ca să fie treaba bună. Și ne mai uităm o dată și avem aceeași imagine. Da, dacă te uiți acolo sunt mai multe, mai multe rezoluții și anume încarcă... A, sus setul, da. Da, deci, da, și ne încarcă pe Imagify, așa se numește? Da, ideea e că sunt mai multe, Imagify, Short Pixel și Smush, astea le știu mai mari. Smush, am auzit de Smush, da. Așa, toate au WebP, dar Imagify îți dă, cred că 25 sau 20 de mega pe lună gratuit. La cât îmi folosești că site-ul mi-ajunge pentru... Și mă, l-am pus pe mai multe site-uri. În general, dacă ai un site memory cell, trebuie la început să plătești. Plătești 10 $, 15 $, dar după aia nu mai plătești pentru aia 25 de mega. În majoritatea nu pun mai mult de 25 de mega de poze pe lună. Și ai toate pozele cu WebP și îți face și chestia aia care am arătat acum. Ah, păi asta zic. Face și WebP și până îți servește imaginea la dimensiunea... Nu, deci sursetul, asta vreau să te întreb acum, tu ți-ai definit regulile custom de surset sau sunt default-ul de la WordPress? Eu am făcut o chestie care am citit-o pe un blog, am pus la imagini, la thumbnails, am pus 0 peste tot, ca să nu mai facă thumbnails, că mă enervează că îmi face thumbnails pentru fiecare, că nu asta doresc eu. Nu știu sigur dacă astea care apar aici le-a făcut Imagify sau WordPress, ce știu e că el face WebP-ul. Nu știu dacă face asta sau nu. WordPress-ul cred că este. Ok. Sau... Na. Deci, sursetul. Tu în momentul în care uploadezi o imagine în WordPress, și îți mai generează câteva versiuni thumbnail-urile. Da. Poți să scoți tu din default-urile lor, să bagi altele, să bagi custom size-uri pe nebunii. Da. Da. Și când adaugi o imagine din Builder, din Gutenberg sau Classic Editor, îți mai adaugă un atribut aici, surset, și ăsta știu eu că vine în funcție, vine by default, din câte știu. Și zice, băi, dacă rezoluția e mai mică de 800 de pixel lățime, bagă imaginea aia mai mică,
aia, thumbnail medium sau ceva de genul, știi? Ah, da, plugin-ul face chestia asta. Nu, asta, eu zic că e default, e din ce știu, e default. E HTML5 să lucrezi. Da, și tu poți să-i spui, tu să-i spui, asta e sursa imaginii, îi spui, pentru rezoluții până la 800 de pixeli ai imaginea asta, pentru rezoluții până la 1000 și ceva ai imaginea asta și mai departe. Și browserul știe pe care să descarce, exact, să nu iei... Scrie în cod. În cod, exact. Și da, da, da. Și cred că, adică, mă rog, WordPress, eu cred că e WordPress default asta cu sărăcăsetul. Da, poate că cu WordPress-ul doar îl generează, dar suportul ăsta de sărăcăset, da, e... A, are deja, are suport de... Da, eu cred că are mai default fără niciun plugin. În imagine mai bagă atributul ăsta. Data minus... Uite, să răcăsesc. Și tu, Command Plus sau Control Plus. Uite. Vreau să zic, uite aici un webpool, am mai spus e share webpool în cod. Poți să iei de Control Plus, cred, sau Command Plus, să mărești scrisul dacă vrei. Aha. Sau... Nu? Da. Da. Da, da, da. E, ce facem noi aici? Tu folosești Imagify, el îți convertește în UEP-uri, în AVIF-uri sau în ce face el. Dar și generează și thumbnail-urile, tot cu formatul ăsta de care avem nevoie. Cu toate astea, nu o să găsești fix pe orice rezoluție, da. Fix dimensiunea perfectă pentru exact. Imagine, în așa fel încât Google-ul să vadă verde, pe orice device, pe orice dispozitiv, pe orice nebunie. În schimb, sunt plugin-uri cum e Optimolul, de exemplu, okay. Și ăla îți face tătuți fix pe dimensiunea container. Optimol. Mod la cârtiță? Da. Uite, hai să-ți arăt. De-o optimize bănuiesc că ați auzit. Da, salvează multe bune, dar livrează ce trebuie, știi? Ai un free quota de, nu știu, 2000 de imagini pe lună, ceva de genul, sau 2000 de vizite. Auto-optimize-ul, dacă ați lucrat cu el, eu îl folosesc pentru minificare, concatenare și tot ce înseamnă chestii de astea de resurse. Are inclus opțiunea de optimizare imagini cu short pixel. Short pixelul, la fel ca și Optimol, este un CDN care îți livrează imaginile cu resize, cu compresie, cu formatul corect. Optimol e CDN, de fapt? Da, e un CDN. Okay. Și are variantă free și dacă vrei mai mult, plătești. Dacă ai depășit, el îți dă, nu știu, 2000 de vizite sau 2000 de imagini pe lună, mă rog. Te uiți acolo. După ce ai depășit acest free quota de lunar, îți lasă imaginele normale, nu ți le mai livrează de pe CDN-ul. Da. Și, da, poți ție unul mai mare, un abonament mai mare. Am putea să punem resursele astea pe care le descoperim așa unii de la alții undeva într-un, de exemplu, un Google Docs sau un Keep sau un Google Keep sau un mini canal de Slack. Da, ar fi de bun, e ceva. Cu pluginurile ce vorbim acum? Da. Păi dă-mi, dacă nu vă deranjează pe Slack-ul de Constanța Developers, dăm un ping să nu uit și creăm un canal de WordPress, dacă da, e. Da, super tare ideea. Să punem acolo și poți să pui highlight-ul, resurse, tot felul de chestii. Poți să pui pinned message cu, știi, când intră pe canalul ăsta de toată lumea, cu resurse, nu știu, nu știu, nu știu, da, nu știu, dar să nu uiți, să dai un mesaj, facem canalul și... Noi vreau să facem canale pe Constanța Developers, dar în general, fiecare canal trebuie să aibă cineva care să împingă puțin lucrurile de la spate și atunci... Dacă n-ai avut un spate, da. E ca un forum, știi? Da. Era o modă. Costă canalele. Era o modă prin 2010, așa. În jur de 2010, mulți clienți cereau forum. Vreau să am și un forum. Ce să faci, prietene, cu forum? Tu ți-l administrezi? Toacă, eu... Foarte multe. Am făcut câteva care știam că nu o să aibă conținut și nici n-au avut.
Și cum le-am făcut, așa s-au terminat. Au avut câteva postări, asta e categoria nu știu care, asta e secțiunea nu știu care. Bravo, dar nu a scris nimeni, n-a răspuns nimeni la nimic acolo. Da. Înțeleg faza cu canalul care... Da. Okay. Știi? Dar astea sunt niște chestii care, dacă nu rămân undeva, se duc, știi? Mm-hmm. Eu am creat două formuri și ambele au fost invadate. Nu au fost populate de oameni, dar de boți. Au apărut boți. De boți, da. Da. Dacă nu puneam captcha sau astea, erau pline de boți. A, și scuză-mă că tot o paranteză cu forum. Era un forum foarte, foarte populat pentru off-road. Foarte populat. Super tare. Până la un moment dat. Până când cel care se ocupa de... N-am mai fost așa interesat de mișcarea asta. Și ghiși ce? Nu s-a mai întâmplat nimic. Bineînțeles că n-am mai plătit nici domeniul. N-am mai plătit nici domeniul. Păi am dat site-ul jos că dacă nu mai aveam subiect. Asta e. Dar un an, doi, asta n-avea efectiv nicio activitate. Astea sunt și cu blogurile, uite, păi eu, apropo de WordPress, știi? Nu mi se pare chiar, uite, și poate vei mai putem mai face și mai mult marketing. În general, nu recomand clienților să-și facă blog. Am de ăștia care vin de scule, de ceva, da? Și își face blog. Și băi, dar nu e ca și cum vine cineva să citească blogul tău. Nu știu, mi se pare, după părerea mea și ce părere aveți, normal, nu știu, să posteze, să caute niște influencer de acolo, să-i convingă să scrie, să facă un articol pe comunitatea lor. Adică, nu știu, exact, tu ca și producător de scule sau revânzător. Mi-e greu să cred că o să-ți faci o comunitate pe chestia asta, construindu-ți un blog. Dacă sau... e suficient de creativ, poți. Nu, majoritatea nu sunt. Sunt au de-aia, doamne, vreau să postez și mai vezi că pune un trainee sau ceau prin firmă să pună un articol pe zi, care sunt de toată jena și mi se pare, băi, tu plătești degeaba să-ți construiesc acest blog, să plătești pe cineva, un influencer care să-ți facă un review, nu știu cum sunt ăștia, bucnici, ăștia care fac review-uri de chestii, plătește-i să vorbească la podcastul lor, pe canalul lor de YouTube și cred că e mai ok, nu știu, ce părere aveți? Eu recomand oamenilor care sunt, ai zis, nu mai știu ce meserie ziceai. Nu, asta din... Ai dat un exemplu, dar nu mai știu ce ai zis. Electronist, piese de utilaje au utilaje, da, de dat cu gled pe perete, de mașini. Deci nu era de doar un domeniu, mă refer că vindea ceva care nu are, omul nu avea nicio legătură cu social media în principiu, dar știa că trebuie și blog, avea un magazin online care e ok că l-are ca să vândă produse online și vrea un blog pe care să scrie că a auzit că, nu știu, că o să găsească lumea pe Google un articol și o să cumpere produsul, care nu știu, mi se pare prea departe. Bun, recomand în general celor care oferă servicii, dar și în cazul ăsta, poate pentru că are magazin online și cumva o să interacționezi și cu omul respectiv sau cu cineva de la el, ce aș face ar fi undeva la despre noi la contact, să aibă undeva un scurt video de 30 de secunde, un minut, două, în care să vorbească, nu prea contează neapărat ce zice, dar contează eu când sun la telefon și o să vorbesc cu omul ăla să-mi livreze piesele, să știu cam cine mă așteaptă dincolo, dacă e un om de treabă sau un om care nu mă înțeleg. Aș face un video asta cu blog, într-adevăr... Păi și cum crezi că s-ar duce cel mai bine? Că sunt unii care asta vor, vor să intre și ei în social media, așa, cumva. Da. Dar ei nu au pe nimeni în firmă și nici ei nu se pricep la social media. Și atunci am zis că trebuie să-și facă... Da, exact. Dar nu, sunt unii care vor să facă in-house. Pot să-ți dau un exemplu potrivit unde merge blogul. Eu cu Andreea urmează să plecăm în Kilimanjaro în, la începutul lunii august și pe site-ul acesta găsești un blog în care... Site-ul de aventură, nu? Ce anume? Pe site-ul de turism de aventură. Da. În care găsești, de exemplu, o listă completă cu echipamentul pe care trebuie să ți-l iei. Găsești o pagină de blog cu exercițiile fizice pe care trebuie să le faci înainte ca să te pregătești, să-ți obișnuiești corpul. Găsești diferite tipuri de moduri în care poți să le faci.
Da, eu cred că din nou are ori cineva în firmă care se pricepe la chestia asta, îl faci outsource, nu te apuci tu să scrii articolele astea dacă nu știi nimic despre locatul pe munte. A, da, ei le fac, da. Ce vreau să zic e că nișa asta specifică, cred că se potrivește extrem de bine pe conținut, că e turism, vrei să știi, te interesează. Dacă vezi, ce mai zi mi-a dat până la urmă? Vor mașini. Ok, dacă nu-i mai vreau nimic subiect. Poate... Cel mult te uiți pe YouTube cum să ne rugăm. Da, da, da. Dacă ai nevoie de... Și da. Zice exact... Am învățat de pe YouTube să fac tot felul de chestii pe la casă. YouTuberii folosind scule din astea. Asta îi ziceam, mai bine vorbești, cauți, vezi că ai un YouTube, un canal de YouTube cu multe vizualizări și roagă-l pe ăla, îi dai niște bani și la următorul tutorial de dat găuri să le dea cu mașina ta pe care o vinzi. Ele se implică una pe alta, din punctul meu de vedere, dar nu în aceeași măsură ca aici, gen pagina de produs cu pagina de blog. Păi, deci ai cumpărat produsul, te trimit pe pagina de blog ca să vezi cum să-l folosești. Că ajunge la tine, nu știi să-l folosești și mi-l returnezi. Da. Sau invers, tu cauți cum se face, vezi cum se face și trimiți către pagina de produs ca să cumpere și produsul de la tine. Da, da, da. Dar domenii, da. Tot mai relevant mi se pare aici. Bă, cât ar fi trebuit să-mi explice ăla? Oricum am avut apeluri de câte 2 ore, 3 ore. Cât să-mi explice și nebunile astea? Să-mi le povestești cum, cum se numește vânzătorul, ca să zic așa? expatsinternational.com. Și expats, urcați pe la ce înălțime? Andreea, cât? Aproape 6.000. Și cum, la 6.000 vă trebuie antrenament special sau doar condiție fizică până? Inclusiv exerciții de respirație cu oxigen și cu... Nu? Începem să ne dopăm cu medicamente înainte să... De astea, să ne obișnuiască cu greața și cu altitudinea, să ne deșinăm pe acolo. Exact, asta. Băgați o mică avere în echipamente și ce vă trebuie sau nu e mare chestie? Noi avem o mare parte din echipamente deja cumpărate, că noi am tot urcat pe munte și acum, nu știu, cred că ne încadrăm într-un 500 de euro, sper. Stai, care a fost cea mai mare urcare care ați făcut-o? Am făcut top 8 vârfuri din România. O zi, nu știu, ca timp. Două, atâta. 4 ore dus, 8 ore întors, de exemplu. 12 ore legate de efort. Cel mai lung a fost de 2 zile acum. N-am avut altele mai lungi. Dar chiar l-am... Nu, întreb că și pe mine m-a interesat, să știi. Chiar mă uitasem, era o chestie foarte tare, dar era pe anul trecut, mă rog, dar o să mai existe. Unde era combinat tot Kilimanjaro, dacă nu mă înșel. La chestie de vreo 2-3 săptămâni și după aia mergeai la plajă, nu știu unde. Safari și apoi plajă, și da. Și aș fi vrut, știi? Dar la exact la asta mă gândeam, băi, nu m-aș apuca, adică oricum costa o grămadă excursia. Și mă gândeam, băi, acum că trebuie să mă apuc să-mi iau și nu știu ce echipament să mă și antrenez, nu știu că, dar nu cred, da, că nu părea, adică părea că se merge cu grupul și... Asta se și întâmplă în realitate. Nu știu dacă e vorba despre dificultatea în sine a traseului sau despre rezistență. Cred că e mai degrabă despre rezistență și despre cum te adaptezi la respectivele altitudini, da, mai da, degrabă decât... Traseul e obiectiv. Traseul e țară mult mai dificilă. Și temperatura? Până la... Minus 8 maxim. Deci nu e așa rău. Neapărat vreau să vorbim când vă întoarceți. Înțeles că vreau să fac și asta. Mi-ai zis la final tăia că vă întoarceți. Nu, nu, nu. Păi și ei pot să vorbim cu asta. Și la netoși. Sunt variante mai multe, mai multe rute și sunt între 6 și 12 zile, în funcție de cum crezi. Că ai rate de succes pe fiecare traseu, pe fie, dar nu în funcție de numărul de zile. Noi am zis să ne luăm 6 zile. Că avem tupeu așa, zicem noi că îl facem. Și după 6 zile vrem 2 zile de safari și după 2 zile de safari 4 zile Zanzibar. Și cam cred că asta e tot. 3 zile pe drum ca să completăm. Da, 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 da. Da, hai să ne... Legat de video, mă gândeam la PC Garage e mag. PC Garage au și site-ul făcut cu gamerii, au forum, dar lor îi plătesc la un moment dat, au niște concursuri. Au canalul de YouTube care e foarte tare și EMAG-ul e complet opus. EMAG au produse, n-au blog și plătesc influencer ca să scrie despre ei și au affiliate marketing. Ca sisteme diferite.
Da, uite, eu am un client care vinde cosmetice naturale, dermatocosmetice naturale. Și scrie pe blog tot felul de sfaturi despre cum să folosești produsele alea, produsele lor și despre ingrediente, de exemplu. Nu știu ce ingredient minune care face nu știu ce și apropo, se află în produsul nostru X. Și îl mai găsești și aici și aici, poți completa rutina de îngrijire, uite în felul ăsta. Da, uite, hai să zicem că poate clientul tău are același produs și o să-l vândă până mare. Da. Pagina lui de produs nu o să dispară, nu o să se schimbe. În schimb la tine, Paul, clienții tăi au produse care ies din stoc și cad, sănătate. Așa e, da, și când merge cu scule, păi are 6.000 de produse. Nu o poate să scrie despre fiecare. Păi nu, și exact, și dispar, se schimbă, se... Își face backlink-uri pe către o pagină de blog pe care numai ce a făcut-o la finalul paginii de blog. Poate să pună o categorie de produse, gen de dat găuri sau ceva de genul. Păi și clientul meu nu dă găuri, dar face pe timp. Mă rog, eu îi le fac. Are, de exemplu, rutine, articole despre rutine, efectiv, și sunt articole așa, super mari, super generoase și cu rutine și cu ingrediente, cu all inclusiv. Legat de alea 6.000 de produse, eu aș face top 3, top 5, top 10 și aș face 3 articole, apoi încă 5, apoi 10. Da, păi sigur au produse vedete în fiecare gamă. Și nu trebuie să fac pentru 6.000, fac da, 10, le fac 15. Le fac ei vedete pe care nu avem câteva produse care cred că sunt importante. Da, într-adevăr, cine scrie trebuie să știe să scrie. La mine. Cum găsiți content writer? Scriitori? Da. Păi, lucram cu Andrei Stoienescu pentru clientul ăsta. L-am invitat să se înfructe și el, pentru că singur nu puteam să-l gestionez. Și el a găsit pe cineva, o tipă care are o agenție de PR din București și ea scrie. Și pe română. Da. Pe română, da. Se plătește de ce? La articol? La cuvinte? La cum se plătește? Nu, are un agreement, i-a făcut o evaluare lunară, un volum de nu știu ce, cam care e necesarul lui și un fee lunar, în cazul ăsta. Dar, nu știu să zic așa. În general, la articole știu că dacă vrei să ai conținut și vrei să începi să ai conținut, 5 euro sau 5 dolari pe articol pentru cineva care habar n-are despre domeniul ăla, dar poate să scrie. Faci un mic research, tu îi dai materialul brut și mai face și el un ceva research. Și dacă nu are efectiv nicio... Da, dacă nu are cel mai mult de 30 de minute, asta, nu se merge. Asta cred că informații outdated, așa puțin, ce zici tu cu 5 euro. Nu, efectiv, da, te apropii de... Cred că acum 5-10 ani, așa, poate, nu știu. Nu mai știu prețul ăsta nici la content writing. Păi, nu, ideea este că nu e 5-10 minute de articol, dar e un articol care... Da. Repede. Cel mai ieftin articol să-l scrie jumătate de oră, o oră, să așa. Renteze oarecum. O imagine. 15-20 de minute. Da. Nici nu cred că e un A4. Da, e ceva o jumătate de A4. Nu mai citește încă o dată, probabil că l-a terminat de scris. Dacă faci 10 de astea. Da, înțeleg. Dar asta, cred că, de fapt, întrebarea mea era, există ceva gen, nu știu, o piață de freelancer, de content writer? Există, da. Păi aici vreau să văd. Deci, cel mai low. Nu contează cine e, dacă e în stare să scrie, uite, ăsta e conținutul, fă un articol din el, dar așa, repede. Ăsta e primul nivel. Și pe urmă, prețul crește în funcție de cât de experimentat este cel care scrie. Dacă, nu știu, să zice că clientul tău vine scule electrice și se duce la cel mai tare specialist de care testează scule electrice în România. Care nu există. Mă rog, să zicem că ar exista unul. Dacă se duce la unul, s-ar putea să coste 600 de euro, 2000 de euro articolul. Articolul ăla e... Vreau să zic, există un site de freelancing ăsta, cum sunt de pentru content writer? Sunt, da. Eu sunt de WordPress. Pe WordPress poți să îți dă și... Așa, da. Eu am fost la JPEG. WordPress, nu? Da.
Și ce sunt voi interesi în companie? Dacă acolo poți să plătești și el. Dar e o platformă. E o platformă, de fapt. E o firmă care a făcut o platformă și sunt contributori sau nu știu. Au, deci, sunt din Polonia originari, s-au extins în toată Europa. Au două chestii. Whitepress.com. Odată poți să te duci la ei și să zici, uite, vreau să-mi publici articolul, nu știu câte chestii, și doi, poți să te duci la ei și să zici, vreau să-mi scriu un articol. Deci au și partea de publicare și au o rețea foarte mare de site-uri și bloguri și odată o chestie, te duci la ei și scriu un articol. Și mai multe limbi aici. Dar uite, nu știam că sunt din Polonia. Deci zice și de link-uri. Poți să-ți iei și link-uri de la ei. Păi da, plătești articole, da. O să mă scriu să văd ce... Pentru cumpărare de articole, link-uri, nu știu ce, poți să mă întreb agenții și nu știu, dar au prețuri, sunt foarte buni pe chestia asta și au o mare rețea, adică sigur găsești la ei lucruri. Da, păi asta, eu mai mulți clienți și exact, în care vorbă, uite, poți să încerci exact, du-te la WhitePress și caută-ți, exact, vezi tu. Și mai sunt tu Performance și Mocap, care lucrează cu influencer, dar acolo nu scrie articole, acolo te duci și plătești influencer sau ceva, dar nu... Și bine, tu Performance e... A, au și, știam că e serviciu de afiliere, dar au și afiliere, au și serviciu de, cu influencer. Deci poți să-ți angajezi influencer care să publice pe YouTube, pe rețele sociale, să scrie articole, bine, să... cred că e ceva mai scump decât au toate gamele, adică nu e doar... A, deci tu Performant e agenție de influenceri? Are nu, și nu doar, da, da. În principiu ei sunt affiliate marketing, da, da. Au și partea cu influenceri și mai sunt Mocap. Mocap? E o agenție a lui Florin Grozea și e doar cu influenceri, în special social media. Mocap, cu 2 de P, cred. Ok. Cool. This is gold. Unde știu, da. Lungă prezentare a avut Cristi. Putem să punem întrebări acum? Da. Sunt Paul Grigoruța, sunt developer, freelancer, fac mai multe chestii. Na, nu știu, am făcut mult timp numai e-commerce, acum fac mai multe tipuri de aplicații. Nu urmăresc neapărat WordPress, dacă se potrivește WordPress pentru soluție, folosesc WordPress, na, ca multe alte CMS-uri sau platforme. Și WordPress-ul ce drept, da, are o gamă destul de largă de funcționalități. Cam orice site de conținut, cred că în principiul pe am fac în WordPress. Da. Și inclusiv site de știri? Da, de ce nu? Și site de știri... Beauty? Da, da, până la un moment dat foarte mare bine chestia e că poți să-l duci foarte departe și de obicei la nivelul la nivel foarte, foarte mare, poate la un moment dat nu se mai merită WordPress, dar nu neapărat din punct de vedere că, adică, e din punct de vedere arhitecturii, adică WordPress este gândit, nu poți să lucrezi foarte mult din WordPress. Dacă ești New York Times și nu știu, vrei să angajezi 1000 de developer să lucrezi de WordPress, nu poți să faci în WordPress, n-ai cum, pentru că arhitectura e gândită în așa fel încât, da, nu știu, 1, 2, 5, 10 poate reușești, dar apoi e foarte mult. Și atunci mi se pare că te muți de pe WordPress pentru un site de știri, exact că vrei o arhitectură de asta, bazată pe microservicii și așa mai departe, care exact asta îți permite să-ți pui toți developerii la treabă. Din punct de meu de vedere ca freelancer, nu prea mă afectează chestia asta, pentru că oricum un client când ajunge la nivelul ăla nu mai lucrează cu mine. Și se duce la o corporație. Da, nu, să fim serioși, nu mă să vezi un freelancer care ține un nu știu ce site de miliarde de dolari. Da, 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 clientul tău care nu o să mai lucreze cu tine când o să devină foarte mare, da. S-ar putea să te găsească într-o corporație sau s-ar putea să te găsească să ai o corporație. Da, care... da, da. Dar, în general, s-ar putea să te găsească pregătit pe o corporație asta, vreau da, să zic. Da, da, posibil. Dar WordPress ține, adică nu cred că ține, din contra, m-aș feri să folosesc în e-commerce sau... Cred că dacă depășești, nu cred că ai probleme cu numărul de vizitatori WordPress-ul, dar cred că are probleme cu numărul de articole. Știu, de exemplu, pe WooCommerce, oameni foarte... Dar WooCommerce nu e chiar WordPress, adică e un plugin de WordPress. Un plugin de WordPress, care mulți zic că, nu știu, WordPress-ul de bază e mai bun, WooCommerce-ul e puțin ca o calitate ceva mai slabă.
Dar știu sigur că la un moment dat, dacă ai prea multe produse, nu prea mai ai ce să-i faci, pentru că sunt niște coreri în baza aia de date, nu mai ai ce să-i faci, nu știu. Și tot modelul de la WordPress cu meta tag-urile băgate într-un singur câmp, n-ai cum să optimizezi. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată, tu sigur te-ai uitat. Cum se serializează ei date, acolo? Da. Tu ai toate informațiile, să zicem că tu ai... nu știu, să zicem că ai site imobiliare și ai metri pătrați, da? Pentru toate proprietățile. Da. Și apoi, bineînțeles, vrem un filtru după metri pătrați. Problema e că metrii pătrați nu sunt câmp în bază de date după care îți poți să filtrezi foarte ușor. Ele sunt băgate, serializate într-o tabelă de meta și e mult de muncă. Deci gândește-te la un array pe care apri serializarea și bagi un array de dimensiunea asta așa, îl bagi acolo într-un singur field din rândul lui din tabelă, știi? Și el se despachetează, practic, ca să facă filtrarea aia, trebuie să despachetează toată informația, să vadă că ce, dacă ai un milion de articole. Păi și inclusiv custom filterurile alea, de fapt, da, toate alea se duc acolo, Nu, custom fieldurile se salvează ca post meta. Deci dacă produsul este un post, în tabelul de VP Post, în VP Post Meta, avem intrări pentru fiecare și sunt asociate gen ai doar ID-ul produsului, ID-ul postului, Meta Key-ul și Meta Value. Da. Depinde. Și care nu e neapărat, e tot timpul string și dacă vrei să faci după număr... Depinde de tipul field-ului acolo, da, dar... Sau... Nu găsești mereu, mai găsesc câteodată și o serializată de asta, dar nu știu în ce măsură face WooCommerce în prezent asta. Știu doar că la fiecare update de WooCommerce se face un update la bază de date. Deci îți cere de... și tind să cred că optimizează și optimizează. Acolo, adică dacă ajungi la nivelul ăla, sincer, asta recomand. Nu știu, mai zic unde nu folosesc WordPress și le zic, băi, folositor, le spune, ajungi la nivelul la care îți permis. Și da, după aceea angajezi lui de developer la de-aia buni și scumpi în momentul în care ți-i permis și el să-ți facă ceva de la zero foarte frumos, știi? Dar dacă tu la început vrei să-ți iei developer probabil de, pe băncile facultății, aia va să facă treaba mai proastă decât WordPress-ul. Și, să ți un pic și... Da. Arhitectura WordPress e, nu că e, probabil, e generică. De aia așa, e făcut ok, să rezolve nevoile tuturor, apoi iar, știu, ai numai MySQL. Păi de ce să nu le pui, nu știu, sunt tot felul de sisteme de bază de date, Mongo, Couch și așa mai departe, dar alea la fel, merge la o corporație, unul care are hosting ăsta la 3 euro pe lună, nu poate să folosesc decât MySQL, știi? Da. Păi, uite, un magazin pe WooCommerce cu o audiență foarte mare într-o seară, pentru că a fost o emisiune la TV, același client cu produse dermatocosmetice, 2000 de vizitatori simultan pe site și site-ul avea, bineînțeles, e pe un DPS, că nu era, dar acum e. Deci a rezistat, cu ușurință. 16 core de CPU cu 16 GB de RAM. Plus, cred că mai zicea încă 200 de mii, n-ai? Nu știu. Sigur. Era 8 CPU cu 8, 20-30 de produse care se dacă le tot timpul. Da. Până 7.000-20.000. Păi nu. Nici nu l-aș fi lăsat să... Chestia e că la 20 de produse toată baza de date este în memorie, tot timpul. Nu se mută nimic de pe hard disk și atunci, da, poate să țină, cred că vorba ta, cred că ține și 10.000 de user. Că ar fi ținut și 10.000 de user, da. La 8 cu 8 încă nu era ok. Am modificat 16 cu 16 și a pus și mai mulți worker de PHP. Nu, e-commerce, sincer, dacă ai spike-uri de-astea, la început, Shopify, frate, nu ai treabă cu ei, deci Shopify, știți Shopify? Da. Știm Shopify, dar Shopify e ieftin, dar nu ieftin. Nu e ieftin, da. Este platforma pe care chiar poți să faci aroganțe de astea, să-ți faci o reclamă TV și să ai un milion de useri simultan. Și n-ai treabă. Nu, nu. Dar și la un VPS de ăsta, cred că te ține și până la un milion, să zic. Eu am cramă cu Magento, ținea, bine, să-l ține puțin. Stai, un milion de vizitatori simultan? Nu te ține. Pe WooCommerce. Nu, știi care e problema? Consumă resurse
foarte mult. Deci, la 2000 de vizitatori simultani, mie mi s-a părut că 16 cu 16 e cam... Limita? Era pe roșu acolo? Te uita la spike-ul? Uite, la asta nu m-am uitat, dar la 8-8 nu mergea la ok. Și 8 core de CPU cu 8 core, cu 8 giga de RAM, pe un... Deci un AMD 5900, nu știu. Un AMD de generație foarte bună, cu frecvență 4, nu știu cât, gigahertz. Ideea adică... e că dacă ai un site pe WordPress și ai băgat optimul ca CDN, din prima tu nu mai dai CSS-uri, GIS-uri și imagini. Asta optimul ți le dă din prima. După care ce să mai rămâne ție? Să mai faci niște query-uri la baza de date. Dacă folosești W3 Total Cache-ul, care știu că face caching la query-uri, dar și SiteGround-ul ca hosting. Îți face... Depinde primul dacă vrei stock. Dacă ai stock super sensibil, nu prea poți să faci caching, pentru că vrei să te asiguri că nu vinzi peste. Pentru că tot timpul să faci query către stock-uri, știi? Dar dacă nu, într-adevăr, dacă ai un produs care ți-l produci singur și poți să vinzi cât vrei, atunci da, poți să cheșuiești tot. Și... cel puțin reduci din ele. Adică poate nu ți le face pălea de ucamere de stoc. Și la query-uri. Da. Face, da. Da, bine, și foarte customizabil, aș ca și puțin, că poți să intri și să te apuci, să-ți definești regulile. Da, deja să... găsești din cPanel-ul de hosting deja să faci chestia asta, să nu mai ai nevoie de un plugin adițional ca idee. Adică Lightspeed-ul, nu? În funcție de firma de hosting, eu lucrez cu multe. Da, ăla merge, object caching și nebunii de genul ăsta. SiteGround. Tu zici de plugin, da. Sau de ce zici? Cpanel are Lightspeed, folosește Lightspeed și un plugin de, chiar așa se numește, Lightspeed Caching pentru... Depinde de firma de hosting. Poate, da, bine. Nu toate Lightspeed. Că nu toate folosesc Lightspeed, da. Unele da. Astea sunt specializate, cum e WP Engine, care e super specializat pe WordPress. Deci fac hosting numai de WordPress, dacă nu mă înșel. Au tot felul de produse numai ale lor, nu știu, dezvoltate in-house, legate de WordPress. Eu cred că Lightspeed, dacă nu mă înșel, e ceva open source. Nu e open source, că îl plătești. Deci dacă ai cPanel, ai parte din cPanel, cu cPanel, stai puțin. Cred că e și plugin de Lightspeed, deci odată e Lightspeed instalat un widget de cPanel sau un plugin de cPanel și ai și plugin de WordPress. Doar pe Cloud Linux poți să pui Lightspeed. Doar pe? Doar pe Cloud Linux poți să pune Lightspeed. Dacă instalezi cPanel-ul pe CentOS, nu ai Lightspeed. Nu mai pot spune. Și trebuie să ai și... Așa, e un server web. Așa, e server web. Da. Da, e că poți să-l pui, în principiu, poți să-ți-l pui și pe hostul tău, dacă plătești licența, bineînțeles. Pe când ăștia tot vreau pe engine, au niște soluții numai ale lor, adică, da, nu poți să-l iei tu să-l pui pe serverul tău acasă, știi? Au ei... Asta e Unix Elite pentru lor. Și SiteGround, ziceai că mai e? Ce mai e ok ca hosting? Deci, trebuie să se prinde unde suntem găzduiți acum, acolo, cei de la WP Engine, nu e Micasa, e Sucasa. O glumă foarte lungă. Da. Nu știu, mie mi-a făcut WP Engine că au repozitorii de cod, au din environment de staging, de dev, de producție, adică poți să lucrezi așa mai profi astea la lucrurile. Nu știu. Da, undeva la două, unul de development și unul de staging ar fi? Da, bine, poți să-ți repornești cum vrei, poți să-ți iei off dacă le folosești, dar cred că da, maxim 3. Da, maxim 3 o producție. Limitat într-un fel. Okay. Deci am intrat, nu știu, am avut probleme, putem pe chat acolo și s-a rugat așa lucru jumătate de oră. Adică, a fost, nu știu, eu vin din lumea Magenta, unde te rogi de ei cu 6 luni de zile. Și timpul de răspuns nu e mare la VP Engine? Nu mi s-a părut, am jumătate de oră. Nu, timpul de răspuns, am înțeles la ce te referi. Păi, nu știu, în primul rând, eu n-am așa mulți clienți români. Da, bine, și bine, sincer, asta, da, se poate optimiza un pic și acolo, dar cât mai sunt acum, câteva zeci de milisecunde, cred că nu. Dar ăștia care au CDN, uneori au... Da, și teoretic, dacă ai CDN... Da, dacă au CDN, da. Și cred că probabil pe engineer au un CDN, nu? Da, au CDN, da. Da, au și un CDN.
care prăștea în toată lumea. Da, nu, timpul de răspuns. Bine, teoretic da, e mai bine în România, dar nu prea am găsit firme serioase de hosting în România, nu știu ce aveți. Eu am de hosting. Andrei de la Gipe zicea de Hostelion, că este deosebit de încântat de ei, nu pentru că e firmă mare, chiar habar n-avea că l-am întrebat dacă e mare sau nu-i mare, dar au un suport foarte bun. Okay. Zicea, asta mă interesează. Cei cu care au lucrat înainte, nu contează cine că-s mari, na, relevanță, zicea, am lucrat oricum cu mulți, 5-6, nu știu, schimbam ca... Ce ăștia au un suport genial. Soluția e bună, suportul e bun. Okay, minte. Eu folosesc SimpleNet. Ei sunt mai axați pe WordPress. Sunt români? Da. Și folosesc... zi, Olivia, ce folosesc? Nu mai știu. Folosesc un alt hosting. Nu e, deci serverul ei nu sunt o firmă de hosting, ei au sunt contractat de la alții. Da, au cumpărat... Găzduire.ro? Nu, uite aici, SimpleNet. Eu am fost la Găzduire.ro, de asta. Nu, SimpleNet.ro. Mai jos, jos de tot. Sunt ultime în listă. Așa, dar nu mai știu cine... A, și Revan ceva, da, da. Da. Dar... Și-au cumpărat niște servere undeva, au închiriat niște servere și nu pare. Păi și Emis Host, care s-a vândut acum, tot asta face. Romarg are serverele lor, într-adevăr. Romarg, cred că sunt. SimpleNet-ul Romarg. Dacă vrei, poți să cauți la Google SimpleNet Romarg, dacă vrei. Caut ăștia cu application support, dar cred că pe ori vreste ceva mai ușor treaba. Eu ca freelancer nu pot să ofer suport de hosting. Nu vreau să ofer. Chiar un chitărăt, mă nu mi-l chitărăt. Trebuie și condiții. Și atunci orice pe SimpleNet-ul că are WordPress-ul. Gomar? Romar. Și puțin WordPress acolo, că se intre să vadă ok, zice database connection fail. Și zice de la Emscos, mai știu câte ceva, dar ce de la Romar? Uite aici, scrie acolo la SimpleNet, parte din noștri de afaceri, Romar SRL, scrie la confidențialitate, vezi? Aici? Da, deci lucrează pe 9 ore. Da, deci uite, de-astea nu vreau că vreau să... 9 ore. Că de obicei când pică un site, nu e problemă de developer, adică cel puțin pe moment. Da. Poate să-i dea restart la ceva, așa, și mai târie acolo, nu știu, o zi până când intră, știi? Și da, vreau de ăștia care exact pe Magento, cel puțin dacă pe Magento e mai complicat, că acolo e Elastic Cache și e o grămă de componente care e așa. Dar exact, caut, uite, să mă interesez. Romarul, de exemplu, sunt și mari și buni, dar suportul e groază. Și nu, nici prea mare, nu-i bine, pentru că, mă rog, cred că și mărimea clientului trebuie să fie ajustată la mărimea firmei, că dacă ești client prea mic, deci că o firmă mare, că te tratează capul prea foarte mic, știi? Îți mai zic o dată, 9 ore m-a rugat de ei să dea rigil. Păi da, mă rog, că ai un plan de la super ieftin pentru ei și ai ultimul. Am un VPS de 5 euro care VPS de 5 euro? Nu face nici cafea ordinul. E pentru scris content la 5 euro. Îl folosește pentru scris content la 5 euro. Îmi țin un VPN pe el, așa. Îmi țin un VPN pe el, știu, să nu știu că e mai mică, da, clar. Deci, am niște jucărele în garaj și în casă și așa, niște serverașe de test. Și unele niște jucării de-astea. Ideea este că dacă pică internetul pe fibră, unde am IP dinamic, dar pot să ajung la el cam Dynamic DNS, rămân pe Orange. Iar pe Orange nu mai am IP real. E, am un client de VPN pe un Raspberry Pi pus în casă, care ăla stă tot timpul conectat la VPN-ul de la Romar, ăla de 5 euro. Mm-hmm. Un VPS am pus un WireGuard, un soft de VPN, server de VPN, și eu intru pe WireGuard și din WireGuard intru în Raspberry Pi. Și din Raspberry Pi am intrat în casă. Și tot ce se întâmplă acolo. Care e problema și poate o și rezolv. Dau un restart la un server sau ceva. Bine, pentru de-astea ești tu la ăștia, Heroku, AWS, toți ăștia au soluții de-astea gratis la nivel foarte. Da, mi-a plăcut să fac, să pun o oameni să nu zic, dacă ai nevoie de un hosting de ăsta pentru chestie mică, cred că găsești gratis la AWS și te și chinuți ce faci tu, exact, că ia-ți dă mașina. Și la ăștia, la fel, am obținut un core de procesor cu 2 GB de RAM și ce urmă. Și puteam să mi-aleg din câteva distribuții de Linux. Nu puteam, nu mi-au dat consolă să-mi instalez eu ce vreau. Și pentru că nu mi-au dat, am zis, bă, nu e bine ce am făcut acolo. Dați un click acolo să fac rebuild. Știi? Aveau o interfață,
Am dat eu un click. Și mi-au răspuns la un moment dat, nu că nu merge butonul de acolo, că trebuie să-i dăm noi manual. Perfect. Dați manual. Și eu dau. Și eu am un serveraj care are un... are o interfață din asta, de un soft de virtualizare și ia câteva click-uri să iau un template de acolo să-l pun, adică ia 5 minute, 3 minute, nu știu cum ai, 9 ore. Adică eu... Da, nu mă feresc de așa ceva. Am lucrat odată cu o firmă atât de slabă că n-au... După 48 de ore aveam nevoie de un backup. Și n-avea, cel mai recent era de 24 de ore. Și s-a pierdut acolo muncă, știi? S-a... Da, eu în general fac backup după fiecare etapă majoră pe care o depășesc în dezvoltare. Eu lucrând cu companiile astea moderne de hosting, nu mai fac griji de așa ceva. Adică da, e... că nu se... nu se întâmplă nicio problemă. Ai de o lună toate backup-urile cu o zi înainte. Eu mai fac așa unul manual, să zic, înainte să mă apuc de ceva. Da, eu fac amul înainte. Când știu că urmea să fac ceva major, dar de multe ori lucrez direct pe live site, adică nu... Păi da, cu atât mai mult. Și eu lucrez pe live în multe situații și fac backup înainte să mă apuc și backup după ce am terminat. Pentru că dacă crapă ceva în seara asta și clientul și backup zilnic se face noapte. Deci am backup-ul de azi noapte, dar nu cu ce am lucrat azi, știi? Și trebuie să lucrez din nou. Știți de Web Factor? Nu. Era un hosting, l-a recomandat toată lumea, l-a recomandat și la toți clienții mei, mulți dintre clienții mei au Web Factor. E un scandal mare cu cum au avut niște probleme și efectiv a fost câteva zile toate site-urile picate, până la urmă a preluat altă firmă de hosting, dar a fost un mare scandal și date pierdute și nu știu, mă rog, fazele astea. Și ideea e că toată lumea recomanda, citeai pe net, eu îi recomandam, treteam clienții la ei. Și au zis și ei, nu? Bucură-te că s-a întâmplat, da, nu te duci dacă s-a terminat. Pe de altă parte, da, că mă feresc să intermediez și asta, zic și clienților, băi, îți recomand din ce am mai auzit, dar nu știu, decizia ta și nu garantez, adică nu sunt, în primul rând, n-am comision, nu știu, nu... Sunt agenții care, exact, colaborează și vând la pachet. Development cu hosting și atunci, practic, chiar dacă ei fac outsourcing la hosting, își pun ceva peste și... Da, da, eu le dau clienților mei hosting. Da, și uite, când, uite, VPS-ul ăsta n-am avut de unde să le dau și l-am trimis la un colaborator de-al meu, un prieten de-al meu. Are un data center, are acolo all inclusive, trebuie să-i dea el. Poate ar trebui să le dau, într-adevăr. Să le dai hosting? Da, da. E un model, da, că teoretic dacă e treabă bună, teoretic e niște bani lunar fără să faci mare brânză, știi? Că, de exemplu, cum faci outsourcing la cineva când te apuci tu să dai serverele acasă, dar, exact, poți să ai 20-30% peste și în asta și trebuie bună, deci, că dacă nu... La un moment dat aveam hosting la un singur furnizor de hosting, înainte să facă CPanel-ul chestia aia cu 30 de conturi în pachetul de bază și nu știu ce, și formă plătești suplimentar 10 cenți pe cont nou de CPanel pe cont suplimentar. Da, da. Și făcusem la un moment dat un calcul, plăteam jur de 200 de euro pe an și aveam contracte de 2000 de euro pe an. Era cea mai bună afacere pe care o aveam eu la momentul ăla. Nu mai se meargă. Acum am la doi furnizori de hosting. Prețul la unul dintre ei a crescut, pentru că CPanel-ul a făcut chestia asta. Peste noapte mi s-a dublat prețul, știi? Și acum a mai crescut un pic, pentru că, nu știu, vreau să mai factureze ceva suplimentar și am zis, bă, dar ce mai factureze suplimentar? Du-mă la următorul tău pachet de hosting, de la 60 de giga. Vrei să-i trimiți poza lui Linca? Eu îți fac eu follow-up, am zis că vă saluteze și o să notez eu un releu și ce s-a mai... Aha, aha. Puteam 5 euro și aveam... Da, ce, da, 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 mai bine. Asta e a lui Linca Alexandru. L-am cunoscut în 2019. Știu că-l știi, pentru că am văzut o poză cu tine și cu el pe blogul tău. Plătesc mai mult. Și uite, ei, de exemplu, oferă hosting pentru WordPress și
când îți iei hosting de la ei, văd că îți dau și niște pachete. Vphosting.ro? Da. De la WordPress, vphosting.ro. Deci, 19,99 pe lună. Optimizarea vitezii inclusă, gândire optimizată. Hai să facem așa, puțin cum i-a învățat domnul Paul. Așa. 39,99 de euro pe lună, ai o oră de dezvoltare web inclusă. Și la 90, 2 ore de dezvoltare web inclusă. Și bineînțeles, 4 ore optimizarea vitezii de încărcare. Probabil au și servere mai rapide pe fiecare plan, cam așa ar părea. Un business model. Da. Da. Da, dar aia cu 2x, 3x, 4x, nu înțeleg. Numai ei înțeleg treaba asta și numai directorul lor de marketing poate înțeleg. Suport prioritar pentru clienții VIP și dar astea stare, sunt bun client. Checkbox-uri, știi? Da, l-am întâlnit pe băiat la, uite-l știi și Olivia, l-am întâlnit la, în 2019, la World Camp Europe din Berlin. Ce facem? Încep să vorbesc despre World Camp Europe din 2020? Ia să vedem. O întrebare înainte. Are cineva nevoie de ajutor pe proiect după ce terminăm asta? Adică... Da, aș avea eu nevoie de ajutor despre primii pași în ACF. Ok. Okay. Da, în real. Adică, da. Sincer, aș vrea să-mi creez un mod de lucru fără să am nevoie de un framework, de o pagină. Ai un blank install așa făcut acolo? Ai vreun blank install? N-am. Nu-i problemă, nu-i problemă. Lasă că rezolvăm, lasă că am eu. Olivia? Nu. Am o chestie, dar e complicat. Poate data viitoare cum o să mai fie, nu sunt ok. Ok. Work in Europe 2022 a avut loc în Porto, Portugalia. A fost zbor cu escale și l-a dus și l-a întors. între 24 iunie, da. Aceștia sunt o parte din... sponsorii care au sponsorizat acest eveniment. Se vede Google-ul. Pare rău că nu se vede ăsta pe... se vede Google-ul, se văd multe firme de hosting, precum WP Engine-ul, CloudWiz-ul, Bluehost-ul, Pagely-ul, Pantheon-ul, Hostinger-ul. Mă rog, ăștia sunt doar o parte. Au fost în jur de 70 de sponsori care au avut... grijă de acest eveniment. Acesta este Femini Photo. După cum vedeți, evenimentul a avut loc la Super Boca Arena. În partea stângă se vede un cort, în partea dreaptă alt cort. Aici puteai să te duci să iei masa, să bei o cafea, să... totul inclus în tichet. Deci aveai mesele asigurate la conferință. Aceasta este una din sălile de prezentare a conferinței. Această poză e făcută în prima zi. Prima zi e Contributors Day, unde oamenii vin și contribuie. Paul și eu deja de... În ce vreau să fac? La majoritate și la majoritate. Contribuie la core, fac review-uri la teme sau plugin-uri pe care vor diversi oameni să-și le urce pe repozitoriu de la WordPress. Și diverse chestii, translate-uri, noi îl avem pe Dan Carage, dacă vă vine să credeți Dan Carage de la noi, este... Dan Carage care lucra și cu Dan Chiar, Dan Chiar, care, nu mai știu. Stă în Germania. Este cel mai tare, a fost menționat și pe... Da, nu pe translate, el e tătii cu tuturor. Fără ca de că, da? Da, recomandare să mergi, chiar dacă nu ești developer, mai bine mergi la Contribution Day, că stai de vorbă, repar bug-uri, că nu, cunoști oamenii și de obicei mult mai puțină lume. Foarte tare, nu știam că Dan se ocupă de... Da. Ca idee, dacă vrei să contribui, poți să o faci oricând. Adică intri pe WordPress la contributing și o faci oricând. Nu,
Asta se face așa, gen fel de, cum se numește asta? Fel de omagiu sau, nu? Nu, asta nu aici, da? Un fel de cinste adusă WordPress-ului. Uite, am venit și prima zi facem asta. Mă rog, doar asta se făcea prima zi, se dădeau lanciurile nebunii și puteai să-ți faci registrări și în urmă, ca în următoarele două zile, să particip la prezentări, la workshop-uri, la BP cafe-uri și... etc. Aceea sală, vedeți diferențele? Mm-hmm. Da. Ok. Asta a fost făcută în ultima zi de final. Îl avem aici pe Matt Mullenweg, fondatorul WordPress și deținătorul companiei Automatic. Alături de el, în stânga, este Lindsay Lohan. Pe ea am văzut-o prezentă și în 2019 în Berlin. Nu știu dacă pe atunci lucra la Automatic sau dacă între timp s-a alăturat firmei. Cam așa arăta schedule-ul pentru 4 iunie. Avem două track-uri pentru prezentări și două track-uri pentru workshop-uri. Acestea aveau loc în paralel, dacă faci te duci la oricare din ele, puteai să te duci. Da, mă rog. Da. Dar dacă mergi într-o echipă așa, să te împarți. Adică să... Fiecare să duce unde vrea. Adică nu... Da. La workshop-uri trebuia să-ți faci registration înainte. Uh-huh. Eu am participat la un singur workshop. Secrets to Profitability Pricing Recurring Revenue. Uh-huh. Profitability Pricing Recurring Revenue. Mă rog, și Nev Harris. Și a început el așa, n-am eu... Dar imaginați-vă că bancnota asta este de 100 de lei. Și ca să le mi... Și a zis el, deci gândiți-vă că bancnota asta este a voastră, da? Puteți să o luați astăzi, 100 de lei, da? Sau puteți peste două zile, să așteptați două zile și să luați 115 lei, cu 15% mai mult. Ați așteptat două zile ca să luați 115 lei în loc să luați acum pe loc 100 de lei? Depinde. Da sau nu? Da. Da. Ok. Ați aștepta un an de zile ca să luați 115 lei sau ați lua acum 100 de lei? Aici depinde de rata inflației, trebuie să faci cap. Da sau nu? Păi în România nu. Nu prea. Nu prea, nu? Exact. Și a început să vorbească despre clienții care amânau plățile. Din diverse motive. Ba că aveau ei diverse probleme pe partea lor, nu știu, li se bloca cardul. A fost unul în Las Vegas, i-au blocat cardurile și nu mai avea cum să mai facă plata. Ba că o amânau, cine știe din ce motive, lucruri care îi afectau, lucruri care îi afectau firma. Cash flow, da. Nu mai avea bani să plătească angajații la timp. Nu mai avea bani să facă diverse lucruri. Și astea sunt nasoale, adică poate să închidă firma niște chestii de genul ăsta. Și a zis că a găsit o soluție și anume să a început să ia în calcul aceste situații și să se gândească la angajarea unor profesioniști care să-l ajute, de exemplu un jurist, un avocat, urmând ca la prețul final al proiectului să se adauge și aceste costuri pentru aceste situații limită. Ca urmare, după cum ziceam, prețul creștea de la 1000 la 1200 de dolari, iar în momentul în care el avea conversația cu clientul și se ajungea la discuția despre bani, zicea, păi prețul proiectului este de 1200 de dolari. La care clientul, după cum vine, știe, da, nu-mi dai și un discount? Și el, ok, pot să-ți dau și un discount dacă îți dau, îți reduc la 1000 de dolari dacă îmi faci plata în avans. Și în felul ăsta a scăpat el de acel hassle cu bani și cu avocatul și cu așa. Deci, practic, el își lua aceleași bani, numai că și lua în avans. Asta, asta a fost substanța. Uh-huh. Ok. Da, am folosit asta, Tot este asta. Nu, acum mai nou, nu chiar. Strechia vânzări. La clienți nou, la clienți noi. Da. La clienți noi care sunt așa, că sunt întrebări.
care nu-i cunosc. Toți clienții care nu sunt din recomandări. Da, a, dacă okay, o recomandă un client, probabil că nu-i cer. Da. Știi? Decât dacă îmi spui tu sincer, dar așa un client care vine de pe LinkedIn, da. Bine, lucrez la ore și atunci cer un avans de primele 10 ore. Exact, da. Știi, și mai simplu. Da. Sau jumătate din proiect, eu mai cer și jumătate din proiect, dacă vrea preț fix. Păi stai puțin, nu tot bani în avans, dar fără jumătate din proiect nu începem nimic. Da, adică, că depinde cam mai mare proiectul acum, că dacă este super mare, cer și jumătate. Eu chiar și recomandările le iau cu avans. A, bă, în avans, că să-i dă acolo, nu începe nimic fără 50% din proiect. Dacă vrea să plătească tot la o singură plată la început, super. Nu mai am obiceiul de a face reduceri dacă plătesc tot one time. Dar nici nu e mai în drum. Am avut de trei că nu m-am plătit. Am mai avut și cu unii m-am certat, am luat o parte de bani. Când te plictiseai și, nu știu, voiai să te desprinzi puțin de zona cu prezentări și cu toate cele, puteai să vii afară, acesta era parcul care înconjura Super Boca Arena, uh-huh. Și aveai privilegii de genul acesta. Aceasta e o altă, cea de-a doua sală de conferințe. Ok. E aceea sală, nu știu dacă vă dați seama. Ok, am revenit la prima sală. Tot ce vedeți aici, adică toți oamenii aceștia, sunt mulți pe scenă în spate, acolo care se mișcă, nu se văd. Deci ăștia au fost toți organizatorii, ca să zic așa, voluntari, care au fost în jur de 250 din câte țin minte. În spatele primei scene, pe jumătatea aceasta, își puneau ăștia, sponsorii booth-urile. Pe marginea circulară a Superbocului erau booth-uri mult mai mici, erau zeci de booth-uri mici care înconjurau toată zona. Veneai, îți luai swag-uri de la ei, de exemplu, de la Mole. Am luat Ditai Prosopo, așa, cu cremă de protecție. Diverse jucării de-astea, lanternuțe de-astea, antistresuri, cabluri de date, de la SiteGround, de la GoDaddy, de la WooCommerce, etc. Cam așa arăta zona când au fost prezentările. N-am foarte multe poze, de pe acum cer scuze că n-am multe poze, aici era gol, aici încă se asamblau. Așa arăta într-una din zile de prezentare, iar ăsta era un booth care se punea în exteriorul, pe partea circulară. Uh-huh. Okay. Da, companii interesante, companii care era una, mi s-a părut super interesantă, deci intrai, să făceai cont, intrai pe dashboard-ul lor, îți adăugai site-ul acolo, gen link-ul, puneai numele domeniului. Puteai save, după care cu drag and drop îți luai secțiuni din site-ul tău și îți construiai aplicația de mobil, după care ți-o generai, ți-o urcai pe shop, pe Google Play sau pe App Store și aia era tot. Ce părere aveți de asta? Era pe expert? Nu. Am adus și... Da, am văzut că e o modă, dar sincer e via mai multă oră când văd de asta că nu sunt developer chiar atât de mult. Când e o modă de asta cu no code, low code solutions, care asta apare doar la câțiva ani. Singur exemplu zică să vreau să-ți mai scrie cod și nu e așa. Pentru că niște riscii sunt super separați, super mici. Îți dai seama. Și acum am văzut că sunt chiar companii destul de mari care fac tot și care îi fac și oricum, da, da? Nu știu, asta așa cum vreau 10 ani știu că nu știu cum vreau să câteodată e mai greu decât să scrii cod, știi? Good Barber făcea chestia asta. Foarte mulți acum, nu știu să știu. Am testat la un moment dat și făcea
Nu făcea chiar chestia asta. Customizai tu aplicația, dar nu-ți făcea greu la site. Nu există o singură nișă pe care a prins-o foarte bine un IPAF-ul, care, mă rog, IPAF-ul se numește Extra Transform Load, unde transform date. Și bine, eu numesc cum râpul, dar nu robot processor nișă, parcă da. Care, în principiu, adică merge foarte bine flow ăsta în care, da, iei un mail, extragi niște chestii, le pui acolo, dar ăsta e doar nu să faci un magazin online din drag and drop. O să faci mai flow-uri, dar astea de transformare mecanică, astea merg, știi, da. Și da, merg foarte bine pentru mine, văzut cât nu mai știu cum mă reglomesc în stațiune, dar oricum sunt super mari. Vorbește, da. Este de la UiPath? Da. Și ăștia, practic, ei sunt astea, sunt un fel de no-code solution. Asta oferă cu chestia aia. Da, am făcut și un tutorial de 2 ore de RPA. Șmecherie, adică... Bine, și eu am făcut la nivel minimal. Ia dintr-un sheet o coloană, ia așa, de ei programează roboți de ăștia care sudează, care... Da, în caz limitat și, adică, nu știu, n-o să faci softul de RPA în RPA, știi? Adică... n-o să faci ceva workshop-uri sau au ceva workshop-uri pentru... developer de RPA. Da. Uite, și tot am încercat o chestie de asta. Da, pentru că teoretic alea sunt foarte complicate. Și din câte știu ce obțin istoric, la UiPath cam așa funcționa. Era o grămadă, mare majoritate erau consultați din companie. Adică erau și developeri care făceau acolo, dar mare majoritate erau consultați. Se ducea la Toyota, stătea 5 luni de zile acolo și dezvoltau soluția, adică și customizau și pe partea de cod, customizau și partea de workflow, dar sunt niște soluții grele, adică nu era... Nu știu, nu se descărcai tu singur chestia aia, ți-o instalai și gata. Și da, știu că au niște chestii, dar nu știu, tot am încercat faza asta, am făcut o specializare de RPA, care nu are niciun job. Că nu sunt mai UiPath, cred că sunt vreo 3-4 nume acum. Păi Microsoft are una gratuită. Da. Uite, da, stai da, că... Și toți au exact tutoriale în care tu înveți software-ul de drag and drop. Așa. Și teoretic te poți duce la clienți, le revinzi. Microsoft Power Automate, da. Așa se numește, e gratuită. Asta de la UiPath e pe bani și mai este una tot așa pe bani. Tot așa, am pornit de la specializarea de pe Turda, m-am uitat la RP, ia să văd ce e asta, știi? Și am ajuns să fac tutoriale pe... ciudată când făcea specializare din orice, că uitam, cum specializare din RPA, dar ce e asta, parcă e mare, ca nu știu, mi se pare că aș mai face specializare de, nu știu, un bootstrap, de un framework de CSS, ok, e o chestie, dar nu e, nu știu, ceva pe care să construiești o carieră, e așa, o, da, un tool. Un tutorial de 2 ore zici, bă, sunt șmeche, nu mă, pe RPA ești. Da, cum zic, un tutorial de 2 ore, păi să fii serios cu pregătire de 2 ore, cât de deștept o să fii, da, o introducere așa. Da. Bine, la roboție acolo mă gândesc că e puțin mai complicat. Păi nu, cum lucrează ei și ei, mi se pare că banii au făcut examen să customiza și soluția. Sigur, consultantul a venit și ok, uite, ăștia un use case, hai să mai construim ceva și în software-ul nostru, mai facem niște noi căsuțe, niște noi componente. Dar nu cred că e o idee bună ca freelance sau extern. Cred că e fiți foarte bun. Probabil dacă vrei să te duci să te angajezi la UiPath ca și consultant pentru ei, dar și fi angajatul lor, e foarte bine. Dar să te specializezi tu în software UiPath, în speranța că nu ești angajat, ci freelancer, nu cred că câștigi. Că ei iau și contractele, adică băncile și ăștia sunt cât de la UiPath. Nu te caută pe tine. Consultantul independent. Da. Nu știu multe despre ei, dar e o agenție care se cheamă Agranda, e făcută de Cristian Ignat, care are în lumea PPC reclame plătite, și o agenție în Iași, cred, care face, oferă servicii pe UiPath și cred că, uite, te-aș contrazice un pic, uite că ei da, nu știu cum lucrează exact. Da, bine, scurt, să vedem ce vreme a face. Ei, spre deosebire de mine, care am făcut un tutorial de 2 ore și zic, hai mă să-ți faci un robot, să faci tu o nebunie, îi fac treburile ca lumea, ca și cum arhitectura potrivită îți face un server robot unde îți pui tu roboței, ți-i automatizează, ți-i asta...
Cred că ei sunt axați mai mult pe business, pe zona de business. Adică, cumva, roboții ai lor, din ce am înțeles eu, nu sunt la Toyota că pui acolo robotul să facă ceva, ci păi pui robotul. Robot, nu, roboții așa numesc ei, dar nu, sunt bucăți de software, de obicei. Bucăți de software, okay. Care automatizează așa lucrurile. Roboți. Citește mail-urile, găsește facturile care trebuie plătite și le trimite la contabilă și poate le și plătește. Da, și scanează sau nu, PDF-ul, da, dar e un robot, adică da, software. Care puse să fie mai curt, exact. Problema asta se numește ETL și așa se numește întotdeauna, nu e... Bun, și ăștia cei făceau aplicații din... Nu erau ăștia, dar pot să vă zic exact care erau, dacă vreți. Vreți să vă zic acum? Hai să vă zic acum. Deci... A, bine, WordPress-ul are API, chiar mă gândeam la un moment dat îmi cerea cineva o aplicație de mobil și chiar asta mă gândeam. Care au aplicații mai mult bazate pe conținut și soluția exact, ca un WordPress, ca să ai Arduino și aplicația în React Native face ce... Da, API-ul de WordPress cere articole. Deci, din Egipt, din Alexandria, din Egipt, este CEO/CTO/antreprenorul lor, Ahmed Salah și... Da, asta este, asta este, appexperts.io, asta este. Se vede cum s-a nimerit. Nu s-a nimerit. Da. Adevărul e că ei au fost după la F, noi am fost la after party normal, el a fost la un after party, dar cu Mac Miller, nu e ca așa, știi? Și a intrat pe mine pe LinkedIn să scrie, băi, uite că ne-am cunoscut așa, Teo, știi? No. De două luni au luat astea. Eu direct i-am întrebat, ce clienți mai aveți? Păi nu, că doar de două luni am lăsat. Deși nu se știe, uite, de exemplu, unii foarte mari, Yotpo sau sunt unii cu review-uri. E business super mare. Pe Shopify? Sunt și pe Shopify și pe toate platforme. Pe Shopify. Și tot așa, eu cunoscut erau 2 ani și la o prezentare acum ani și ani de zile și acum sunt mega milionari oamenii, știi? Dar tot așa, zice, ce, uite mă, și pe ce fac aici, să mă uite să reinventeze review-urile, știi? Uite că au reușit. Deci poate și tipul ăștia o să fie... Da, nu mă, gândește așa, nu n-ai vrea să-ți faci una chiar dacă e la mișto așa. Bă, uite mă, aplicația mea de mobil, site-ul, ești strong cu site-ul, ești ok. A, uite, tu îți faci tu una repede. Au software as a service, nu? Software as a service, aplicația e ținută de ei. Da, e un dashboard, ca SaaS, da, un SaaS ca toate celelalte. Pentru un preț bun, e o variantă. Rapid. Să cred că ai și ceva gratuit și la mai multe opțiuni, gen, probabil, scoate watermark-ul și de-astea de pe reclamă, probabil acolo să mai ai ceva. Da, da, da. Oricum, eu m-am jucat un pic tenis cu Good Barber. Și Good Barber... Tot asta face? Teoretic, dar nu făcea literalmente chiar chestia asta. Îi dădeai site-ul și... Avea niște interfețe preconfigurate acolo și scana ceva din site, nu mai știu cum era. Conținut. Parcă scana conținutul și da. Cam așa mă imaginez că funcționează și ăsta. Da, ca să poți să publici, ca să poți să publici în Google Play, doar în Google Play puteai să publici în App Store de la Mac, nu mergea, deci numai pe Google Play. Trebuia să plătești, adică trebuia să plătești subscription și cât timp aveai subscription-ul plătit, era și aia publica acolo. Până, probabil, e buton direct de... Aveai s-o ocupau ei și de asta. Ei, da. Știi că asta te încântă, dar un developer direct îți face chestia asta în două zile, știi? Adică, da. Dacă e codul ok, să zici că e un boilerplate, e prima versiune și pe aia construiești pe aia mai departe, e ok. Dar dacă îți face o mizerie de cod... Nu știu cât era. Dar am reușit să descarc APK-ul și am pus APK-ul, puteai să pui APK-ul pe orice telefon. Dar doar pe Android, da. Pe iOS nu merge. Doar la funcție de iOS. Da, dar asta s-ar putea să fie ceva mai mult. Poate e cod ok. Appexperts.io. Ia să vedem, mai avem și ceva. Acum e React Native, de exemplu, care îți face multe multiplată, nu zic și tu. Da. Și Flutter, am văzut, m-am jucat un pic. Flutter, da, bine, ăla e lui Google pe Java, e bine, e ok așa, e puțin mai departe de ce de lucruri care sunt eu obișnuit, da. Dar da, pentru developer de Java e mult mai caro mea Flutter. Da. Și
poți să... E multi-platform. Da, da, da. Merge și pe iOS. Asta e că trebuie să fie codul de calitate, pentru că de obicei vrei să construiești pe el. Adică noi ce discutam cu un spital ăsta care vrea să-și facă aplicație, în ideea că exact încet, încet să-și facă sistemul de rezervări, știi? Mm-hmm. Și ok, partea aia poate o făceam cu Apexpert să rapid pe cont, dar bă, exact, noi vrem să continuăm dezvoltarea aplicației pentru că este super custom. Da, de aia este o aplicație, că de vreodic pentru content e și site-ul care îl faci. Response, e frumos, n-ai. Și atunci, da. E, mă rog, e de urmărit. Bordei, dacă îl ții minte, când a prezentat cu smartwatch-ul, cu lampa, cu... Da, da, da. El s-a băgat pe Flutter de atunci. Exact. Și e tătuț. Sunt... Face prezentări de astea pe Facebook live-uri de astea. Da, tehnologiile Google sunt interesante, pentru că se pare că sunt cel mai... developer friendly, asta nu se pare. De exemplu, la iOS sau la Google și cum se spune, spui, dar te chinuiai și cu... Swift? Da, Swift, și cu, da, cu Swift-ul și cu Objective-C-ul ăla. Băi, nu știu cum Objective-C, serios, nici în 80-ul cred că era la modă. Și toată procedura de a publica chestia aia, primul lucru trebuie să fac abonament ca să pot să... Hai mă, serios, că și ca să scriu cont trebuie să fac abonament. Da, pentru că e Xcode-ul, platforma de Xcode, ți-o aveai nevoie de, mă rog, se dă, nu mă știu, 100 de euro, pan, cât e, și ai toate tururile de dezvoltare. Uh-huh. Dar, de exemplu, vreau să fac Apple Pay și pentru Apple Pay, ca să-mi dea contul ăla, a trebuit să-mi fac și era, băi, dar bine, eu sunt developer pentru altcineva, aș vrea să mă joc cu tehnologia, n-aveți, practic, varianta de explorare, știi? Uh-huh. Și ok, am spus clientului, îmi plătești subscription-ul, că asta e, dar mă uitam, da. Nu știu, față de Google, unde poți să intri și să te joci cu tehnologia, ei pun bariere, cumva. Stai, ca să publici pe Google și Play, să plătești... Ca să publici, da, e ok, ca să publici, înțeleg. One time, da. Ca să publici, înțeleg, că deja e un nivel în care, dar ca să începi să dezvolți, problema la Apple, aveam ca să începi să dezvolți, trebuia să plătesc. Okay. Și nu știam sigur, eu am văzut, uite ce cool e chestia asta, hai să mă joc cu ea. No, primul lucru, plătesc. Nu știam. Ca am încercat și eu ceva o dată. Pe tool-urile alea îți dor? Trebuie să plătești? Da. În principiu trebuie să plătești. Acum să nu vorbesc... S-ar putea până la un nivel să... De exemplu, dacă vrei să o ții în emulator, s-ar putea să poți și fără să plătești. Uh-huh. Eu aveam problema că vreau să folosesc Apple Pay în modul test. Da? Și în modul test nu puteam folosi. Da, pentru că pe ăla nu-l faci pe emulator. Mă rog, trebuia să fac niște certificate acolo și... Și sandbox era plătit. Da. Și ce business-uri interesante mai erau la ăștia la... Iată. Să pleacă back-ul să facă să-mi se facă bine, da? Mă rog. Ok, am devenit affiliate de SiteGround și affiliate de CloudWiz. Nu știu cât de bine se vede. La SiteGround, dacă aduc un customer într-o lună, îmi iau 40 de euro pe acel customer. One time. Între 1 și 5, dacă aduc 5, îmi iau 5 ori 40, 200 de euro cash, livrați în PayPal-ul meu. Dator odată. Dacă aduc mai mult de 6 într-o lună, deși vorbim deja de chestii dificile, iau 60 de euro pentru fiecare. Ok, da. CloudWiz-ul avea două tipuri diferite de afiliat, slab și hybrid. Poți să alternezi între ele, poți să negociezi cu ei, diverse. Eu mi-am ales hybridul, mi-au $30 pe customer, plus 7% recurring commission for his entire lifetime. Da, pe asta e interesant. Da, este mi-au dat, când mi-au dat și un banner pe care poți să-l postezi undeva, uh-huh. Și acel banner, dacă te dai click pe el și îți faci cont de acolo, îți dă 20% reducere și te bagă automat la mine ca fiind customerul meu. Uh-huh. Foarte interesant mi s-a părut și asta. Da, sunt unii care opăresc affiliate marketing-ul și văd că e link afiliat. Dacă zici că și tu câștigi 20%, nu mai are niciun interes să deschidă incognito sau ceva.
A, da, și plus că mai ales dacă e clientul tău, poți să-i zici de la început, eu sunt developerul tău, te rog, dă click pe link-ul ăsta de afiliat, pentru că tot la mine apelezi că sunt probleme. Da, da, uite, dacă zici doar asta, poate nu vrea, dacă zici că câștigă 20%, asta nu știu. Da. SiteGround-ul, de exemplu, eu pot să creez site-ul clientului pe contul meu de SiteGround, după aia doar să-i fac transferul și pentru fiecare transfer iar am eu 40 de euro. Da. Că el își creează contul în momentul când eu îi fac transferul. Abia atunci. Da, și, da. WP Buffs. Un white label partnership program. O companie în care you provide us with your brand name and logo and email address. Asta le dai tu. We create your white label account with your branding. You sell the care plans to your clients. You receive 20% off of all monthly care plans. Și ce înseamnă? Clienții trimit tichet, fac tichet. Ei se ocupă de tichet. Our team handles the tickets from the start to finish with a completely white-labeled interaction. Mm-hmm. Like magic, you have 24/7 global team without having to do any hiring. Deci tu îți faci un cont în dashboard-ul lor, îți trimiți clienții să se înregistreze în acel endpoint unde ei o să vadă logo-ul tău, o să te vadă pe tine, o să vadă, o să creadă că lucrează doar cu tine, dar de fapt ei lucrează cu WP Buffs. Eu o să pretindă că ești tu și tu ții 20% din toate cheltuielile pe care ei le fac acolo. Da, păi și ei ce livrează, practic? Fac outsourcing. Ah, outsourcing de orice. Mentenanță. Poți să-i folosești ca suport de urgență. Pentru WordPress. Când nu ești, dacă nu ești, poți să-i spui clientului. Da, pe English speaking, clar. Da, e ca și cum compania ta. Da. Asta e compania mea, dar tu ții doar 20%, dar nu te doare capul. Clientul nu apelează la tine, clientul le trimite lor, le face lor tichete, nebunii. Singura inconveniență la chestia asta mi s-a părut faptul că mergea abia de la al doilea client. Deci trebuia să vii cu minim 2 clienți ca să înceapă să-ți livreze ei bani. Și are, păi nu e combinație, că bine, eu poate așa... Ce rate-uri, practic, nu știu, dar ce rate-uri? Tu ai 20% din ce? Care e rate-ul rar sau cum funcționează? Ia să vedem. Că s-ar putea să fie prohibitiv pentru România, noi suntem undeva la marginea de jos a lanțului. I don't know, but if you want to find out more, just da, nu scrie, take it home. Da, nu cred că scrie acolo, dar intri în discuții cu ei. În momentul în care începi să discuți despre partea asta, ei te întreabă, băi, tu ai deja planul de mentenanță la tine pe site pe care te oferi clienților și dacă ai bine, dacă n-ai, îți faci și probabil trebuie să te aliniezi într-o anumită măsură cu planurile lor. Sau probabil poți să vii tu cu propriul tău plan și atunci îți fac ei un pricing pentru planul tău, ce vrei tu să le oferi clienților. Dar mi s-a părut interesant, e cam prima pe care o văd așa să vină direct, așa, uite frate, îți dăm asta. Adică, parcă nu i-am mai văzut atât de direct așa. Că și... bine să fiu, nu mă gândeam și să fac tot ceva de genul, dar mă gândeam la nivel de aplicație, să faci... S-ar putea să o fac, am dat, să faci tot aplicația de freelancing, dar mai mult bazat pe suport de urgență, adică ca la Uber, să zic. Ah. Tu te pui available, că ai timp seara după muncă, te pui available 3 ore și în timpul alea orele alea poți să primești request-uri, e dat accept pe tarife foarte mari ca să fie incentivul și pentru tine, dar și pentru oamenii care au nevoie de urgență și dacă accepti, lucrezi direct cu clientul și... Și ai surge tariffs, tarifuri de urgență. Da, sau bine, la început probabil să fie un flat fee, dar mă gândeam să fie la nivel de urgență tocmai ca să fie și task-uri mici. Știi că sunt mulți oameni care ar vrea să lucreze ceva, dar nu au timp să lucreze încă 4 ore pe zi. Și atunci, de aia, mi-a picat site-ul, vreau mică, și uite, la WordPress se preteză, de din păcate am văzut și eu că sunt ăștia și mai sunt mulți la WordPress care oferă chestii de genul. Știi? Și de aia vreau să vorbesc și cu ăștia, văd cam ce tarife se practică, pentru că mie că s-ar putea să fie foarte jos tarifele. La ăștia? Da, da. Adică fiind atâta concurență pe WordPress... Sute de total. Nu, că ar fi bine să fie, dar nu cred că tariful orar la WordPress, nu știu dacă, zic la nivel de firmă mă refer, nu știu pe unde.
Nu, eu îmi imaginez că ăștia îți dau un plan de mentenanță care pornesc undeva de la 150 de dolari pe lună. Deci ce înseamnă plan de mentenanță? Că face de la plăi din și late. Și la acolo. Zitorii de acolo. Spune domnul Gila. Nu, mă gândeam să trec pe task-uri, adică uite, nu mă descurc cu ceva, dar trebuie o megată că nu știu, că în general oamenii ăștia care se descurcă și în el developer nu au nici bani. Știi, s-ar putea să... Adică, m-am gândit la un care exact are o pagină și a stricat-o sau vrea să-și pună ceva, n-are developer în mod curent și apelează la un serviciu de genul sau cum ziceam, dar ei aduce nici bani, nu știu, probabil că vor să plătească 5 dolari și... Da, nu știu. Da, nu știu, e de încercat, e de încercat. Eu m-am oprit la pasul în care mi-a zis că îmi trebuie minim 2 clienți. Păi ce fac, l-aduc pe primul și stau și mă uit la el cum vă plătește pe voi și nu-mi dați și 20%? Nu, mersi. Dar ca și business model mi s-a părut interesant. E prima dată când îl văd scris așa pe foaie și să mi-l dea cineva în mână și să mă pună pe gânduri, efectiv. Dar interesant și ce zici tu, Paul. Chiar e interesant. Orice specializare, bănuiesc, nu... Da, deși la început probabil că trebuie să pornești pe anumite specializare, ca să ai succes și după aia să obții finanțare. Știi că asta e push and pull, adică trebuie să ai și mulți developeri și mulți clienți ca să funcționeze. Că altfel, dacă intri acolo și nu primești niciun task, după o săptămână ștergi cont sau nu mai intri, știi? Și ca și client bănesc, ai încercat o dată și dacă nu ți răspunde niciun developer. Nu, trebuie să ai... Asta e bine, ca și client încerci de mulți bani pe marketing, știi? Și atunci, ca și client încerci de... 30, 45, 63 de ori și a 64-a oară, dacă nu merge, gata, s-a terminat. Și mi se pare tare că, adică față de sistemele de freelance obișnuite, cred că la chestiile astea, la rush jobs, așa, ajută și corporatiștii să treacă spre freelance. Pentru că atunci nu se merită lumea ta la CV. Dacă are nevoie, ok, să rezolve o problemă de 2 ore, nu mai stă să vadă, dar câtă experiență are omul ăsta, are 15 ani de ore pe spate. Problema. Probabil se uită, da, ok, whatever. Da, și are... asta e platforma de freelance, de fapt? Asta, nu, ăștia sunt white label. Ei nu fac doar outsourcing, ei sunt o companie de developer. Sunt companie. Și lucrează pentru tine, pretind că sunt compania ta. Uite, dacă vrei, poți să iei tot de la Paul să te uiți pe client, să-l mai citești odată. Da, asta e tot ce-ai făcut în plan, să ții minte numele. Dar mai sunt, să știi, mai sunt, nu sunt primii care fac asta pe WordPress. Sunt mulți. Da. Așa, after party-uri. După fiecare zi de conferință era un after party. Codable a avut un after party cu o zi înainte de conferință. Asta e after party-ul de la VP Engine. M-am preînscris. A avut loc pe malul râului. Prima zi. Și așa arăta after party-ul din ultima zi. After party-ul organizat de WordCamp, mă rog, cu sponsorii lor. Că unii au sponsorizat after party-ul, alții au sponsorizat lanciurile și nebunii. Nu știu dacă vă dați seama, dar e aceeași scenă. Mă rog, și corturile erau pline, mâncare, nebunii și seara la after party, băuturi, îți dădeau 2 etichete de alea. Am socializat mult. Statistici. Nu le zic aproximative, pentru că nu am salvat, n-am pozat când le-au afișat ei pe slide-uri. Și n-am mai găsit informațiile astea în altă parte. În mod normal mă așteptam să găsesc, nu știu, 10.000 de poze, dar nu le-am găsit, poate încă nu le-au postat. S-au cumpărat în jur de 4.000 de etichete la conferință. 4.000 de etichete normale. Că sponsorii își luau etichete de alea de 300, 500, 1.000, nu știu cum. Și pe lângă asta cred că dădeau cu sutele de mii la sponsorizările de after party-uri și nebunii. 4.000 de etichete, 50 de dolari etichetul la preț normal. 40 de dolari early bird price, dacă îl cumpărai în prima sau primele 2 luni de la anunțarea faptului că s-a dat drumul la vânzarea etichetelor. Din ăștia 4.000, 2.800 s-au prezentat. Ziceam în jur de 70 de sponsori și organizatori voluntari în jur de 250. Aceștia beneficiau și de faptul că nu mai plăteau etichetul. Da. Da, o să vă zic o poveste oară, cum ar fi.
Următorul o să aibă loc în Atena, vorbea zbor direct, între 8 și 10 iunie. Acesta e URL-ul. Ce să vă zic, a fost pentru mine overwhelming. E al doilea working la care mă duc. Am fost la fel de impresionat, la fel de dat pe spate. E nemaipomenită evenimentul. Am socializat maxim, mă duceam la oameni pe care nu-i cunoșteam, mă băgam cu ei în seamă. Ce mi se părea mai interesant? Dacă îl vedeam pe ăla și mi se părea mai interesant, atunci mă băgam cu ei în seamă. Dar ce faci? De unde ești? Ce cu te ocupi? Câți bani faci? Știi? Și tot așa. Da. Și mă întrebau pe mine, veneau alții la mine în mod direct, fără să mă duc eu la ei, de gen... Știi cum? Te uitai așa pentru o cameră plină de oameni și la un moment dat făceam un contact vizual și începea să mergeți unul spre celălalt. Da. Oamenii de toate felurile. Freelanceri, angajați, milionari, oameni care făcuseră deja exit-ul, oameni care făceau parte și din exit și din noua companie. Da. Tare. Frumos. Deci biletul a fost doar 50 de dolari? Da, nu știu, toate la WordPress sunt ieftine. Și hosting-ul și asta. La Magento era 500 de dolari biletul. Da, înseamnă că ăsta a fost făcut de fapt de un NGO. Și practic au acoperit ceva. Au fost 70 de sponsori. Au fost mulți sponsori. Au acoperit din sponsori, cea mai mare parte. Și asta a fost așa, ceva. Păi da, dacă nu mă înșel mai, adică așa era și la Magento și cred că așa e și la WordPress, având, sunt sigur că e așa cum și open source-ul nu e legat în mod direct de automatic. Au o comunitate acolo exact ca să nu zică că, nu știu, toți contribuitorii scriu cod pentru automatic și tipii și acționarii se îmbogățesc. Nu. Partea de open source are un ONG, ceva nu mai știu exact cum se numește. Păi așa. Care se ocupă de conferință fără profit și exact. GPL 2 license. Licensing. Da. Nu, dar zic, adică și modul cum se iau decizii nu e, nu ia neapărat automaticul, nu controlează neapărat open source. N-are nicio treabă. Ei doar au venit așa de Matt Mullenweg, a venit așa să... Am venit și eu. Că de bun simț că vorba aia. Da, nu e, au fost organizatori, NGO au fost. Da, da, da. Vorbesc doctor. Da, adică acum, de exemplu, se formează o nouă serie de organizatori, de voluntari, că poate unii mai vor și la anul, participă și la anul, sunt voluntari și la anul. Dacă nu, ies și vin alții. Și eu pot să mă înscriu ca voluntar, dar prefer să stau așa și să mă uit, că ai văzut cum arată schedule-ul ăla. Dacă mai vorbești ceva, mai mănânci ceva, gata, s-a dus ziua. Să mai alerg pe acolo, nu. Ce conferință interesantă mai este în România? WordCamp. Nu știu, cum e WordCamp-ul din România? Puțin mai mic, nu e de dimensiunea asta. Ce înseamnă puțin mai mic? 100? Dacă te interesează, am făcut și eu, am filmat, o să vă trimit după aia, eu o să fac un follow-up și o să-l pun niște link-uri să vedeți. Chiar de dor să-mi vreau niște conferențe, când am mai bine să nu știu când. Și da, astea, mă rog, probabil că o să merg și la una, două în afară, dar în România e mai accesibil. 200-300 de oameni, ai zice? Sunt curios. Zic bine, Olivia? Ideea e că trebuia să se organizeze și a venit pandemia și nu știu exact care sunt discuțiile acum. Care organizează câți au participat? Cred că cam ăsta e numărul. Cred că e numărul ok, da. Știu că e How to Web-ul care e ok și o fac în București. Mai e DevCamp-ul. Poate le știu eu și în rest nu. Dar mai sunt câteva în Cluj, dar iarăși Tech Sylvania, dacă la Cluj e departe, rău. Sau poate dar și fost, nu știu. Evensis, dacă vă e familiar, organizează evenimente mișto. Cine? Evensis. Dacă întrebați cine, o să pun un link, o să... Așa mai erau, dar na, nu mai știu, CodeCamp era, dar n-au fost cu singură dată. Câți veneau la ăstea de Magento? Puțin, dar la nivel de România vreo 100 și ceva, 200 să zic maxim. Și la nivel, n-a fost la nivel, a fost dat în Germania, care tot cam așa erau. Iar la nivel global, da, veneau, erau peste
2800. Facem numai în America. Asta e o problemă majoră, nu a fost deja suficient de mare să-și facă propria conferință. Adică ăștia mari vă să fac două conferințe globale, de obicei, una în America, una în Europa. Da. Nu știu dacă și WordCamp. Există și WordCamp. Da, WordCamp US. EU. Și gândește că se face și în fiecare stat, adică... Nu, dar zic că Drupalul, de exemplu, știu că avea conferința oficială, care era o dată pe an, dar de fapt era de două ori, o dată în America și o dată în Europa, ca să fie oricum ușor pentru... și avea cam același program. Magento n-a avut o paia mare decât în America și, mă rog, Magento a avut probleme că jumate din timp au fost onuiți de alte companii, au fost al PayPal, al Adobe, și mult timp încercau să își împingă alte produse și era puțin frustrat. Adică, bă, vin până în America la o conferință ca să vezi o jumătate de zi de reclamă la PayPal, serios. Da, și acum au omorât-o de tot. Acum mi se pare că Adobe au multe produse și nu mai există conferințe de Magento. Parcă e practic în conferința de Adobe Developers, nu știu cum se numește, e și o sesiune două despre Magento. Da. E overwhelming, e... Da. Da, cea mai mare platformă din, da, cred că cea mai mare CMS din lume, în continuare, nu? De parte. Da. A crescut, crește de la în la, dacă ține să crezi. Da, mă uitam și pe Tocta, l-am văzut, încă știi că e un bonus skill să le oferă, referral bonusul mai mare și WordPress-ul e și el acolo, tot timpul. Se văd că eu, alea arată cam... pe ce au ei nevoie mai mari și oferă puțin mai mare bonusul de referral și oricare să stă și el acolo. Deci da. Există cerință multă. Am trimis ieri sau la teri 5 link-uri, 5 invite-uri de, cu referral meu. Oameni buni, oameni de care, pe care nu știam și care am auzit eu că fac, nu știu, zic perfect, trebuie să intre și pe Total. Și mi-am lăsat aminte de câțiva pe care i-am întâlnit aici la WordCamp și cărora le-am menționat, au zis, da, super tare, sună bine, dar nu mai luase legătura cu ei și zic, uite, după o lună de zile ia și link-ul meu de referral și încearcă. Păi da, ziceai de hosting, cred că mai bine faci referral pentru că e vreo $2000 parcă bonusul de referral la un om, deci este chine cu $60. 500 la WordPress. Cel puțin acum aici. Nu, dacă e bonus skill, uite-te, în unele luni este bonus skill și atunci e 2000. Păi cam mereu e bonus skill, dar schimbă specializările și în general nu prea am eu din specializările bonusate. Am avut odată, dar nu am luat, frate. Mamă, ce am zis că mă făgățesc acolo cu 2500, doamne! Fost coleg de facultate, era printre primii, trăgea tare, lucra de 8 ani de zile în Java, am zis, gata, tata, stai. Și n-a trecut de engleză. I-a zis că tu ești upper medium, dar nu ne trebuie expert. Expert în engleză. Nu știu ce să zic. Mă rog, poate așa mai fi acum. Am lucrat cu mulți freelancer care nu intrau. Reviewerul meu pe care m-a evaluat la Toptal, nu înțelegeam bine engleza, frate, dacă nu am crezi, adică, cum ți-a zis ție asta, eu zic, băi? Eu n-am nicio legătură, chiar cu Apple Intermediate. Mai lucrezi cu Total, cum e, ok, pe WordPress? Două contracte am avut până acum, primul a fost ok, part-time, și am prins un maxim full-time, deci am zis că nu se poate așa, 4 luni m-a ținut full-time, cel mai mare scor pe care l-am avut dat. Deci, și de ce nu crezi tot timpul? Păi nu sunt destule proiecte sau ai resurse mai bune? Sau... Recruiterul care mi-a dat al doilea job mi-l dăduse și pe primul. Hai că mă amuzasem așa puțin din... Nu... Am rate-ul mare, foarte mare pus. Adică ei deja am zis că trebuie să scad cu vreo $40 la oră, să scad rate-ul meu ca să mă încadrez în limitele clientului. Curând, au băgat un filtru când te duci acolo să cauți job-uri unde ai o bifă în care spui my rate matches the client's budget. Aha, și nu știu. Acum am văzut și eu, nu știu, mă rog, cred că numai puțin 2-3 luni să zic, care teoretic exact, ai bifat aia și nu mai stai să aplici la aia care vor $20 pe oră. Dar rate-ul mi se pare că a scăzut puțin, că de-aia ieșesc puțin așa cu totalul, nu mai sunt așa de... Mi se pare că am rămas în urmă cu rate-urile de astea, nu prea mai caut clienți, adică nu... Păi și de unde e? Direct, în general. Dar nu prea iau, eu sunt cu clienții, le măresc tariful. Da, în când te faci o indexare. Nu prea, da, nu. Păi pe mai ce lucrez la un site, am client de 8 ani.
Și da. Păi uite, cum chiar vorbeam că mă întâlnisem la meetup-ul trecut cu Rică, da. Pe bune? Cred că dacă m-am întâlnit cu developer, a venit developerul de la, și developerul de la Rică, pe care nu l-am văzut niciodată. Era un developer angajat acolo, nu știu exact ce face. Nu știam. Tu, de fapt, tu n-ai zis. Da, și mă rog, mă întrebam, păi știi că lucrești? Și-am prezentat? Spune, vă crezi că o asă prezentare. Prezentare. Dacă poți-ți... Nu, dacă te-am prezentat. E de treabă, bine. Dacă vrei să dai un pic acolo, să faci când te toți scuze. Agent, nu prea schimb clienții, știi? Am văzut într-adevăr cu Radu, el făcea Shopify și WordPress, sau bună cu Shopify, și da, eu am văzut care e stilul ăsta de lucru unde... Păi te-au ajuns în apă. Și la voi, cam așa că WordPress de lucru, de lucru la tine, tot schimb, adică... WordPress sau nu schimb, dar... Nu prea... Sau ca să pun cam câți clienți pe WordPress trebuie să ai activ? Cam câți clienți activ trebuie să ai ca să o duci bine? 3. Doar 3? Înseamnă pe volum mai mult muncă la 3 clienți. Am unul care îmi dă... Bine, nu mă refer acum că tu un deal și ți iei 1000 de euro pe oră. Nu, mă refer ca să-ți acoperi, să zic, 100-150 de ore de lucru pe lună. O poți face doar din 3 clienți pe WordPress? Da. Ce bine! Nu știu, la tine cum? În general lucrez cu mult. Eu real acum am 8 clienți cu mentenanță pe WordPress, dar am început să fac mentenanță, să fac contracte de mentenanță pe WordPress și, mă rog, am unii cu care lucrez așa, în fiecare lună și am transformat în contracte de mentenanță și... Păi și tot așa, vreo 7-8 că mergem, nu să zic. Dar bine, deci am vreo 8 acum. Sunt 6 cam cu o oră pe lună, unul cu 2 ore și unul cu vreo 10-15, cam așa. Dar am început să fac chestii, păi nu, restul de ore fac altceva. Fac proiecte noi sau... A, deci stai puțin de la... Și oricum nu acopăr toate cele 160 de ore de lucrare. Nu faci numai WordPress, da, am înțeles. Main WordPress fac. Mai fac și prestatul. Nu, eu da, am ținut tot timpul să lucrez un număr, că de asta cineva să merge, că n-am înțeles bine conceptul de freelance, eu am zis că trebuie să am ore bine, am 7 ore pe zi bine, și a zis, nu, că nu, asta e freelance, sigur. Și atunci tot timpul m-am chinit să mi le acoper, știi? Și de ce deci eu de la începutul anului am început să fiu mai atent, am început să fac contracte de mentenanță, pentru că atunci când nu făceam, chestiile care veneau de la clienți le făceam, dar veneau tot felul de chestii, aiuri așa, pa. Contractele astea de mentenanță sunt făcute din bonusurile alea care le dădeam eu gratis, știi? Am și o nevoie să fac, hai dacă tot am deschis, hai să fac și update-uri alea, așa. Câte vă pentru chestia asta jumătate. Dar pe mine mă scotea din ce făceam acolo și pământ ca să intru înapoi la fel. Și ai zis, opa, asta e puțin, că îți capă ceva. Da, e bine să faci mentenanță. Și... Păi ăștia sunt în jur de, nu știu, 800-900 de euro pe lună. Da, da. Care sunt da, și chiar dacă se aglomerează, exemplu, duci la Federbaf, să știi, la un moment dat, dacă să zic nu că sunt prea multe contracte. Mă, că pe mentenanță are avantaj că poți să supravinzi, adică ținând cont că de obicei nu au nevoie de lucrurile de mentenanță. Tu poți să-ți vii super... Chiar 100% din ora aia de mentenanță s-ar putea să nu aibă în fiecare lună. Dar ora e puțin, nu știu. Păi eu fac update-uri și dacă îmi dă să-i schimb un preț sau să-i actualizez niște, să-i pun un articol, nu-i spun că un contract nu are articole, nu are update-uri de conținut, alea și le face singur. Dar eu îi dau puțin peste. Să încerc să mergi cu un trainer de 15 ore și acolo, da? Dacă ai ce să faci. Și atunci începe să se simtă că dacă tu lucrezi 2 și ai 15, poți să supravinzi. Bine, cu riscul dacă la un moment 15 euro la un client. 15 ore. 15 ore da, la un pe client. Client. Adică un minim, da, retainer astea de o oră, două, nu te încurc, așa, sunt mici, sunt, știi? Păi,
Da, dacă nu lucrezi o oră, lucrezi 30 de minute sau... Da. Asta e dacă, gândești de ele de 10-15 ore și o să vezi că de obicei lucrezi 2-3, da. O să devină foarte profitabil. Singurul risc pe care îl ai într-o lună să vină să-ți ceară toată lumea, să apară, nu știu, un mega update de WordPress și după aceea o să zic, că ai 15 ore când îți le plătești. Da, normal. Și atunci, nu știu, te chinui cu VP Buffs sau să muncești 300 de ore luna aia, da, whatever, știi, de obicei câștigi foarte mulți bani. Am văzut că am câțiva clienți agenții care fac asta și câștigă bine, pentru că oamenii practic plătesc pentru siguranța că developerii sunt acolo când au nevoie de ei. El este destul de șmecher să zică, noi nu știu că poate voi n-aveți de muncă de 15 ore, dar asta e contractul nostru minim, știi? Da, ca agenție, poți să zici, da. Bine, nu știu dacă au conceptul de oră, ei cred că au ceva de genul, ăsta e prețul și include maxim nu știu câte ore de development ca să se scutească de clientul ăla care îți dă prețul și după aia zice, și acum vreau tot. Ne-am scris negru pe alb. Da. Uite, astea sunt operațiile și o oră, două ore, 10 ore, mă rog, te au alocat în fiecare. Chestia e că un mare avantaj care am avut în e-commerce a fost că e-commerce-ul este business critic pentru clienți. Adică marea majoritate, poate în afară de Alderica, care au și offline, marea majoritate, dacă le-a picat site-ul de e-commerce, nu mai au business, știi? Da. Și atunci nu reduc din costuri, nu reduc din calitate. Aici cred că la WordPress e puțin tricky, pentru că de obicei WordPress e o chestie adiacentă business-ului. Nu știu, nu prea sunt... În general, majoritatea clienților mei sunt pe site-ul de prezentare. Asta, deci dacă îi pică site-ul de prezentare, mă rog, nu e ok, dar... E business critic, dar nu e... Shop-ul, da, e grav. Și asta cred că e avantajul lui e-commerce, că poți să ceri și plus că, adică se vede ce pierzi el, știi, în SEO e puțin, bă, e cam abstractă treaba, știi? Așa, păi ce, ți-a picat, nu-ți mai merge Play Store, dar ok, poți să-ți calculezi exact câți bani pierzi, știi? Da. De asta și pentru Radu a fost ok când a trecut pe Shopify, ca... Chiar voi dați sincer că Shopify? Am avut un contract pe Shopify cu un tip din Olanda, care român, recomandat. Și cum e? Până la urmă s-a dovedit așa, pe jumătate ce parte. Am vrea să vedeți ultima parte. Bine, dar nu, Shopify-ul ca și platformă. Da, Shopify-ul mi-a plăcut ca și platformă. Ce nu-mi place sau nu e așa, e atitudinea mea de software as a service, adică de nu foarte friendly pentru Shopify. Software as a service. Tu faci niște chestii, dar în grădinița aia lor, pe condițiile lor și e la ei, nu e la tine. Da, da, da. Asta e. Trebuie să știi exact ce se poate și ce nu se poate face. Să nu promiți clientului că... Încă ceva. Shopify ieftin. Plătești, nu știu, 20-30 de dolari e acolo. E puțin cam costing, da. E... Da. E da-dar. Nu ai niște chestii care WooCommerce-ul le are în varianta de bază, nu știu, trebuie să le pui în plugin. Nu, au început să îmbunătățească. N-ai produsele compuse, de exemplu, alea cu Edomul. Nici în ziua de azi nu știu dacă ai multilanguage, care mi s-a părut. Nu m-am gândit la asta, dar asta e o chestie, băi, e un produs în două variante. Varianta A și varianta B, e în două cantități, 50 de grame, 100 de grame. Nu e în aia de 30 de dolari. Eu îmi fac un funnel așa, o poziție care lucrez, care practic îmi vine clientul, ei sunt multidisciplinari, sunt la 200 de angajați, au multe deschiduri, și am văzut că în funnel, da, intră primul rând, ok, vedeți cam ce vrei, și prima dată te califică la, se vede dacă te califici pentru Shopify. Dacă nu te potrivești la Shopify, BigCommerce este unul dintre care cred că e puțin mai flexibil. BigCommerce? Da, BigCommerce. E tot un fel de Shopify, da, cred că e numărul 2 după ei. Da. Așa, după care, culmea, nu știu de ce nu fac ăsta, WooCommerce. După care încearcă să califice pentru Magento, aia folosesc ca trei opțiune. Și după care, ultima, adică dacă ești super custom și nu știu, nici Magento nu se potrivește, merge pe, se numește NextCommerce, da, care e o platformă de React, headless, adică e ceva aproape așa, ca și că mai pornit de la zero. Da. Dar cam asta cred că e... Chiar am să-i întreb de ce nu fac e-commerce, deci s-ar putea să zică că e prea mare concurență. Nu se întreb o dată.
Nu prea știu, multă lume se ferește de comă și nu știu ce. Mie mi se pare că ei îți oferă chestii gratuite și eu, de exemplu, gestionez un site și orice plugin vrei care îl oferă un WooCommerce costă cam $150 pe an. Și ei ți-l dau gratuit. Dacă vezi că ai nevoie de 3-4 plugin-uri, ajungi la niște costuri care, mă, ca idee. O să vedem exemplu. Și mi se pare un pic, iarăși, ai plugin-uri, WordPress, temă și eu consider WooCommerce ca un plugin separat. Deci cumva ai 4 points of failure. Așa la un CMS mai standard, ai CMS-ul și eventual dacă ai add-on-ul. Mi se pare mai puțin probabilitate da, să-ți pice ceva. Pe ce înseamnă un CMS mai standard? Drupal sau ce? Pe Drupal are exact aceeași problemă. Shopify, de exemplu, mă gândeam. Da, dar Shopify e SaaS. E SaaS, nu e CMS. Adică e la ei, nu e la tine. Tu ai Magento și până ai PrestaShop, care cred că... Asta e Magento, e mai heavyweight, că e mult mai complicat. Dar cred că ar fi PrestaShop, care e, mi se pare, mai simplu și e... Da, e mai simplu și costă mai puțin resurse, da. Nu l-am folosit niciodată, dar... Ba, da, am făcut magazinașul și PrestaShop. Mă rog, oricum, ideea e că te prinde și nici clienți de ăștia prea mici nu prea ești. Deci o chestie care mult timp a mers pe Magento, dar acum e prea extrem. Băi, filtra clienții foarte bine, fiind o platformă care are un top de cost of ownership și destul de ridicată. Ai zis că l-a ajuns cu ceva. Nu... Da, nu aveam clienți mici. Dacă era cineva care avea puține vânzări, nu... Nu-ți pierdea timp. Da. Adică Magento, unul rar ori se întâmpla să zică că am un nivel prea mare. Sau știi, pe când dacă încercam să merg pe play de HP, nu aveam ce șansă, știi? Cu Magento 2, da, e mai dubios, dar cu Magento 1, da, era acolo. Că vedeam de stres. Bă, sperăm că o să țin asta cu WordPress, nu știu. Eu și mai tare. În 2007, și când am avut firma respectivă, da, cu falimentul răsumător. A, cu tipul ăla care... Nu cred că l-a căutat ceva niciodată, după părerea mea, dar cred că trebuie să aud. Vali și cu Bilen, inițial Vali developer și Bilen designer. Da, 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 ești. Da, băi, nu e regulară de aici. Dar ziceam pentru... Râdeau de mine că în perioada aia 2007-2008 eu încercam să fac dintr-un WordPress să fac niște site-uri. Și aveam site-ul la smartcasa.ro care cu o temă destul de basic în vremea respectivă. Bine, destul de basic ca și funcționalități, dar pentru așa arăta ca un magazin, ca un ziar online. Și ca un magazin. Sau cum trebuie să-l punem la loc. Și am reușit să-l duc pe prima pagină pe Google la căutarea Casa Inteligentă și Casa Inteligentă. Era numărul 1. Da. Înaintea lui Avitec, înaintea lui Casa Inteligentă.com, care erau balaurii și inițiatorii curentului în România, ca să zic așa. Și după ce Bilen a plecat de la firma la care ne-am mutat, ca să zic așa, pentru că i-a dat afară proprietar. Știi că i-a dat afară și pe Bilen și pe Vali pentru că aveau salarii prea mari. El așa a zis. Da, posibil, posibil. Erau destul de buni. Adică erau buni, dar erau ok pentru că erau ok să aibă salarii mari. Poate aveau cu bonusul și cu asta îmi depășeau și mie salariul, știi? Adică, și n-aveam o problemă cu asta. Că eu vindeam, făceam, strângeam bani ca să le plătesc salariile. Na, eram... Un fel de exemplu. Bilen era un tip care făcea bă niște design, nu știu, era foarte tare, adică chiar a lucrat cu altă firmă, că lucra cu Dan Cheia și a făcut Bilen niște design și era, mamă, arăta cum se părea nou, nu există nici în România așa. Foarte bun, da. Dar nu, da, era peste majoritate. Oricum, ce am plecat și a făcut firma lui și zicea, bă, Cristi, ce bine că ai insistat și am învățat și eu WordPress cu toată nebunia ta cu WordPress, că el a învățat cu WordPress de la mine, ca să zic așa, și cum a rămas cu el. Așa? Ce am avut o pâine de mâncat cu firma mea, pentru că el făcea design, dar nu putea să aibă produsul final. Și faptul că am învățat să fac design și să integrez WordPress, am reușit să mănânc câteva luni până când s-a angajat în București, până la urmă. Da. Și chiar...
și faptul că eu am învățat WordPress, eu învățam de hobby, așa, mai făceam proiecte așa, pe la prieten, side business, că eu eram project manager la firma asta, nu, adică, mă rog, vindeam. Tu acum mai muncești la un full-time undeva, nu? La firma mea. La tot. Ce? Nu? Nu? Ce te ocupi? Ca să zic așa, dezvoltare, mă ajuns. Și mai am o zonă de, asta, de ceva fotovoltaice, niște proiecte din astea custom cu Arduino, cu țibușul din asta. Deci de tot așa. Pe astea sunt side, așa. Sunt side business. Nu e main business. Bine, și proiecte speciale, în general. Custom. Dar main business asta e. Dezvoltare de site-uri pe WordPress, în principiu. Și acolo unde nu depășește expertiza, nivel de expertiză, ne aduc prieteni, colaboratori. Nu știu, pe Google Ads, Facebook Ads, am pe cineva, pe PR am pe altcineva, pe hosting heavy duty am pe altcineva. Că nu poți să fii superman. Și mai bine. Chiar. E altceva. Și practic, uite, când am echipe mari, când aduc echipe mari la un client, îmi crește nivelul de îmi cresc orele. Nu, îmi crește timpul de lucru alocat pentru clientul ăla. Dar clientul își dorește ca eu să lucrez mai mult pentru el. Pentru că toată echipa asta care i-am adus-o pe cap, ca să zic așa, cu contracte separate, adică nu... Zic, uite, ăștia sunt, dacă vrei, bai de, cumpără. Pentru că ei fac tot felul de chestii, primesc eu mai mult de lucru, pentru că se... Da, trebuie să-i ajuți pe ei din anumite puncte, da. Pe anumite secții. Eu sunt un one-man job, așa. Chiar eu la cine cum sigur. E ca... Tu ai mai analizat ca developer dacă nu cumva se merită mai mult să lucrezi full-time decât freelance? Că eu am început să am dubii în ultimul timp. Adică am văzut că a crescut foarte mult salariile sau cel puțin pretențiile celor care le cer. Nu știu dacă le și primesc, știi? Și freelance-ul, da, cam scade așa că nu știu cum se poate. Ba da, că da. Trag linii la finalul fiecărui an, așa, detaliat, ce să zic, 2019 a fost cel mai bun an până în momentul ăla, dar ce să mai, 2017, 2018, 2019 a fost cel mai bun, după care a urmat 2020, am depășit puțin 2019. În luna decembrie a lui 2021, am depășit tot anul 2018. Deci am rupt, efectiv am dublat anul 2020, implicit și anul 2019. Am avut și plan, mă așteptam să ies la același nivel, 2019, 2020, 2021, să fie cam la fel, mici diferențe. Da, da, da. Deci contractul ăla pe care l-am prins de pe top, da, m-a dublat. Da. Deci până la urmă se merită să te angajezi full-time. Acum că ești pe contract full-time, mă rog, pe zicerea angajezi full-time, nu mă refer neapărat la contract de lucru. Mă refer să lucrezi toate orele tale pentru o singură firmă. Da, dar era full-time plătit la oră. Da, da, pe așa e pe tot, da. Sunt, practic, ei când zic full-time, fac 40 de ore la tarifă de oră. Ajunsese, mă gândește că aveam full-time. E adevărat că nu băgam în fiecare zi full-time. Aveam zile în care băgam o oră de aveam weekend-uri pe care le băgam complet pentru agenția asta și pe care mi le plătea dublu, ca așa mă înțelegeam cu ei. Dar îi aveam și pe cei vechi, clienții vechi, că ți-am zis că dacă eu am 3 clienți vechi, păi astea le-am dau peste 6 ore de muncă pe zi sau să zic pe acolo. Ajunsesem să bag iar 10-12 ore de muncă pe zi, adică pe ceas, dacă efectiv. Și după o lună așa de cam mult, dar... Abia așteptam să termine într-un fel contract, știi? Să încerci part-time. Eu am un part-time pe TopTal, cred că doar atât am pe TopTal. E destul de ok, dar trebuie să ai grijă la part-time, că s-ar putea... Este cel mai tricky tip de contract, pentru că unii la part-time au așteptări de full-time.
Adică știi cum e la idol, adică noi interesează câte ore, noi vrem să fie treaba făcută și păi da, dar atunci aia ți-un full-time, știi, dacă nu te interesează câte ore, practic vrei să plătești la jumate, nu, trebuie să te intereseze că e part-time, știi? Da. Pe când invers nu, am avut part-time care eram, mergi ziceam, băi, nu mai am voie acum să le zic cu topta logică, dar pe vremuri aveam voie și le ziceam, băi, redu-mă hourly, că tu nu vezi că îmi dai 3 ore pe săptămână, de ce îmi plătești 20? Că, bine, la un moment dat să-și dau și ei seama și renunță, știi? Dar am impresia că topta nu făcea upsell pe part-time acum, știi? Adică cam orice vin, zicea că există o reducere ca și client dacă îți iei part-time, mi se pare că dă 20-30% reducere. La rate-ul? La rate-ul lor, da. La rate-ul lor. Cui asta? Clientului? Sau? Clientului, da. Da, da. Nu, pe tine nu te interesează. Tu și știi, da, și mulți ia gata așa, dar ei nu-și dau seama exact că ei au nevoie de 2-3 ore pe săptămână și cu reducerea aia e stupid să plătească 20, știi? Dar asta ai grijă. Să... Oricum, top-time, oricum te lasă să lucrezi mai mult de două part-timeri sau de un full-time, dacă nu mai așa. Dacă vrei să te pui available peste 40 de ore... Dacă faci față și duci bine, eu cred că îți dă și 80 de ore pe săptămână. Nu prea, adică, mă rog, trebuie să le scrii, trebuie să le explici și îți măresc ei, îți aprobă manual. Zic, nu poți pur și simplu ții tu 10 contracte. Și la un moment dat îmi dăduseră 50 de ore pe săptămână. 50, îți dau, bineînțeles. Nu îți dau 80, nu cred că îți dau. Și cred că îmi dădeau și mai mult dacă le ceream, dar nu aveam cum să duc. Da. Da. Că bine, acum am înțeles că se dau 5 ore pe săptămână. Uite, că apropo, ziceam de contract minim și de la TopTime s-au prins și contractul minim pentru ei e 5 ore pe săptămână. Okay. Eu am un client super vechi că și ăștia erau băcii cu ăsta, știi, de când lăsa, uitate, 2016, nu știu de când ești. Că, și acum ai zis că e da, deci tu chiar dacă ești hourly, te facturează minim 5 ore pentru că ai zis că da, bă, sub numărul ăsta de ore, deja e, da. Nu ne deranjează. Da, 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 da. Dacă și practic, deci 20 de ore pe lună e minimul care îl acceptă ei. Da? Da, da, da. Și mă rog, eu am un client care cumva pe vremea nu era așa și tot avea 0. Și ziceam, bă, dar cum facturezi tu 0 ore? Păi nu știu de ce să nu facturezi. Păi n-ai voie, trebuie 5. Și după aia mi-a lămurit, da, ok, facturezi 5, cum să nu, nicio problemă, știi, da. Da. Dacă ai 45 de ore, da, poți să păi ții... Păi și cum, dacă... A, poți să ții recurent ca și client? Adică să ții... Deci ei aveau, pe modelul hourly, pe vremuri facturai cât lucrai. Dar acum, în condiția, se facturează minim 5 ore pe săptămână. Chiar dacă nu lucrezi nimic. Tu trebuie să facturezi 5 ore și să iei banii pe 5 ore pe săptămână. Știi? Și clientul știe la fel de la început că trebuie să plătească pale. Dacă la un moment dat nu-i convine, renunță, dar practic trebuie să renunțe la tot contractul. Nu poate să zică că stai că vreau o oră. Deci nu poate să-ți plătească 15 ore one time și pa. Nu. Stai puțin. Poate să-ți poate să închidă contractul când vrea, dar zic nu poate să plătească sub 5 ore pe săptămână. Uh-huh. Dacă el vrea... Și nici invers, trebuie să fie într-o săptămână. Adică da, iar merge că a lucrat 20 de ore și după aia 3 săptămâni nu mai plătesc nimic. Nu. 5 ore pe săptămână mică. Voi să întreb dacă poate să-și ia un contract de 15 ore o singură dată. Păi da. În principiu nu, adică nu te acceptă ei ca și client. Când aprici te întreabă cam ce ai nevoie și zice ne pare rău, nu așa, dar bineînțeles că poți să-i păcălești dacă vrei și da, poți să-l iei. Adică am avut un client care cam așa a făcut și a rezolvat vreo 3 chestii, dar era foarte de mult și poate chiar l-a acceptat tot, dar nu s-a păcălit. Ei pot să oprească oricând, știi, dar... Teoretic. Păi da, uite, de exemplu, dacă cineva are nevoie de 25 de ore, se termină... Da, nu acceptă, dacă le spui așa, că e tu momentul în care te duci la TopTal ca și client, te sună cineva. Și dacă îți spui că ai nevoie de 25 de ore, ce mi pare rău, că nu avem, știi? De 34, da. Deci dacă dai... Nu, ei se uită de proiecte de sute și sute de ore, în principiu, sau chiar dacă e un volum mai mic, să ai nevoie de vreo 30 de ore pe lună, ala loc. Știi? Bineînțeles, tu poți să zici că ai nevoie 30 de ore la loc și să închei contractul, știi? Okay. Dar știu că, de exemplu, eu tot foloseam TopTal-ul, dădeam link-uri la oameni care nu puteam din diverse motive să lucrez. Mm-hmm. Ca să nu-i las așa, de multe ori ziceam, uite, la TopTal, bine, majoritatea când vedeau tarifele de la TopTal nu le mai trebuia, dar mai ziceam și eu, băi, nu te-am lăsat chiar cu ochii în soare. Adică, uite, varianta asta, dar e super scumpă, dar, mă rog, e, știi? Și știu că, de exemplu, nu a reușit nici ăsta de la, am și uitat, Mihai, cum îl cheamă, de la Evonomics, că a vrut să-l accepte ca și client. Nu știu de ce. Și
și au volum. Știi? Mihai Bocai? Da. Știu că avea nevoie mare pe Magento și el vrea ceva full time, știi? Și a zis, bă, nu pot, niciun caz o să mă bag. Așa, și am dat totalul, că era, băi, îmi trebuie neapărat acum 2 ani, da? Știi? Și zic, ok, îți trebuie neapărat, du-te la Toptal, găsesc pe ei. Și după aia l-am întrebat, că i-am dat referral link-ul, știi? Și am zis, da, sigur, că știu că e destul de mare, mă rog, sigur, de aici am eu și eu banii de referral, că e bun, la un client de 2-3.000 de dolari, dacă nu mă știu, știi? Da, da, da. Bine, la un client, dacă facturează, nu știu câte sute de ore au ei, dar... De economist, chiar era și chiar zicea, băi, că are nevoie de developer super specializat în Magento, full time, pe o perioadă mai lungă. Și nu știu de ce, n-a... am zis că nu s-a înțeles cu ei. Și normal, de unde să scoate atâția bani ca și companie? Dacă ei plătesc 2000 de euro maxim pe lună la cel mai bun developer din firmă, cel mai mare salariu, 2000 de euro pe lună, nici măcar. Cum să plătești? Asta era valabil înainte de pandemie. La pandemie? Nu, după pandemie, când au apărut filmulețele alea cu Libertate în IT și au zis să ia cât fac programatorii, atunci asta a dus cel mai bun din firmă și a ce e bătuarire și i-a dat până la 90 de milioane. Asta păi și ce, mai lucrează cineva acolo? Da, lucrează. Ai fi surprins. Asta zic. Dar... Da, nu, Constanța, că de asta și zic că freelance-ul și poate și toată lumea era care învață, dar acum, da, pe acces, adică înainte de pandemie, asta e vreo, stai în Constanța, te mulțumeai cu de 3 ori, 4 ori mai puțin bani, că, mă, așa e orașul, știi? Unde s-au dus salarii? Păi, acum s-au dus că te îngăjezi la imam, că pe filmele acceptă remote acum și stai da, frumos în Constanța și lucrezi la imam. Sunt filmele gen Accenture care acceptă. Da, toți acceptă, nu știu dacă sunt care nu acceptă. Și salariile... Uite, chiar vreau să întreb, nu pot să bag un afară, oricum sunt mult mai mari, asta știu că mai cunosc oameni care au doar de la Constanța și am problema asta că mi-au tot plecat din mea la părinte. Bă, ce vrei, am primit o ofertă de la ea, e de două ori mai bine, adică nu e, da. Nu e cu 10%. Da. Așa. Cristian, hai să facem luni. Luni. Da, nu e critic. Intrăm pe, intrăm pe Skype. Am acolo posibilitatea de screen sharing sau pe Google Meet. Și stau o oră și îți arăt exact un demo al meu, îți arăt exact cum fac un field, cum îl pun pe un template sau pe o pagină, cum îl trag în PHP, că e foarte simplu. Îți arăt și cu un repeater și cu o nebunie de genul și vreau să mă duc și eu la Never Seen Sales.